I s-a reproșat că se trezește târziu. Nu-ți ține nici gura, ți-o trântește de nu te vezi când ți-e lumea mai dragă. Modul tranșant cu care vorbește l-a costat. Precum și cuvântul dat în politică. Cuvânt dat și ținut de el. Pentru că oamenii și mai ales oamenii politici nu digeră sinceritatea. Le stă în gât. Cu oamenii și mai ales cu oamenii politici trebuie să spui mânuși, să umbli cu eufemisme, să ții rigla cu tine, să-ți măsori cuvintele. Evedetă și antivedetă, prin excelență, prin excelență. Nu are organ de protecție împotriva ticăloșilor, iar asta i-a întrerupt pentru moment, vreme de câțiva ani, cariera politică. Pentru că numai ticăloșii știu să mintă în orice situație. Nu zic eu, a zis-o unul Dostoevski. Numele său este Crin Antonescu. Bună seara, bine ai venit! Bună seara! Bună seara, Marius! Bună seara! Cine a compus acest text? Noi găinile, știi? Copleșitor. Noi găinile. Cum era înainte. E prea mult. Mulțumesc. Nu e prea mult. Aș mai adăuga ceva. Aș mai adăuga relația tău cu presa și cu ziariștii, care a fost o relație bazată în pe... În general îi detest. Normal. Dar a fost în timpul carierei tale politice, până când te-ai retras un pic, a fost o relație corectă. Da, și o relație importantă pentru mine, care am spus-o de multe ori. Înainte de toate, probabil că în politică, atât cât am stat, am avut drept principal interes sau mobil să mă exprim. Așa, cu ce mi-a trecut mie, prin cap, prin suflet. A fost cea mai importantă. Și atunci sigur că erau niște parteneri necesari și privilegiați. Dar sunt și printre ei oameni, adică nu. Se poate nega. Foarte puțin, dacă stăm să ne gândim. Și spune asta unul care e de partea cealaltă a mesei. Probabil că ponderile sunt comparabile cu cele din politică. Pentru că și politică... Cât de tare s-a stricat politica, cât de tare s-a stricat presa, ar fi prima întrebare, că tot am vorbit despre relația politician-s-au stricat. Ziarist. Cât de tare s-a, eu zic că foarte tare, s-au degradat, nu s-au stricat. E și sentimentul meu, să spun din capul locului. Numai că eu... Nu pot să cred că tu ai emoții. Politicianul pur sânge... Totdeauna am avut emoții. Totdeauna am avut emoții pentru că un discurs sau o discuție sau, mă rog, ce se mai ocupă politicienii, e ca pâinea caldă, atunci o scoți. Dacă vrei să dai un produs autentic. Și emoție și... E. Exact. Mm-hmm. Nu e fake, nu e prefabricat. În sensul ăsta mai decăzut, într-adevăr. Era aici mai trăim într-o lume a fake-urilor. Și ce a căzut mai mult, dacă au căzut. Eu mă suspectez... E cert, îmbătrânim și să nu cădem în patima aia. Nu te lega de amănuntul ăsta care cu îmbătrânirea. Era pe vremea noastră mai bine. Crin, dar nu te lega de chestia cu îmbătrânirea, iartă-mă că te... Eu nu mă legea, se legă de mine. Nu te lega de asta, că avem de discutat două ore, nu e ușor. Nu e ușor. Și mai ales nu te lega de asta cu îmbătrânirea, cum că tu nu o să mai faci politică, o să mai faci. Nu o să mai fac, din cauza vârstei. În fine, bun, vedem. Din cauza vârstelor. Da, din cauza vârstelor. Deci. Cred că da, cred că a scăzut și cred că au scăzut amândouă, că nu s-ar putea o presă mai exigentă, mai, nu știu, nu performantă, nu mi se pare cuvântul bun aici pentru presă, mai de calitate, poftim să folosim un cuvânt banal, ar determina și un exercițiu politic, o prestație la actorii politici mai ridicat. Pe de altă parte, sunt multe cauze pentru care și presa... traversează momente de... Da? Zici? Nu știu. Nu sunt de aici. Abia am sosit în localitate. Deci toate discursurile tale, antologice de altfel, erau... Ei. Nu ne înțelegem de la bun început și va fi emisiune grea. Erau la cald. Erau la... Da, asta da. Erau adevărate. Că nu erau scrise, nu erau redactate. Nu. Corectate. Nu. Totul era la cald. Totul era la cald, multe dintre ele erau slabe sau în orice caz, nu știu. Spontane, în orice caz, da. Nu? La modul ăsta da. Erau. Uite, ca să spun un lucru așa aproape anecdotic, mi-a fost ciudă, în atâția ani, nu mi-a ieșit niciodată un discurs bun, adică ceea ce credeam eu că e un discurs așa? Bun, la Ploiești, domnule. Acum, de ce la Ploiești totuși aș fi ținut să-mi iasă unul? De ce? Păi, Ploiești e totuși... E la Ploiești, aproape proverbial. Caragiale. Aproape proverbial. Ploieștiu a fost foarte viu din punct de vedere republică. Politic totdeauna. E adevărat. Nu mai de la Candianu Popescu. Și da. Acum, pe vremurile noastre, în toate partidele.
Acolo erau mereu, cum să spun, era un stadion cu public vulcanic. Eu nu mi-a ieșit niciodată. M-a avut o prietenă pe Candianu Popescu, fac o măturisire, și eu de câte ori mă duceam, mă gândeam la Republica, știi, da, de la Ploiești, și nu se pupa nimic cu locul și cu prietena, da, mă rog, și așa mai departe. Și ce ai făcut în ultimii ani, de când nu ne-am mai văzut? În ultimii ani am făcut cele mai bune lucruri pentru mine, din viața mea. Ți-am zis că mă enervez de la început, da, te rog. M-am simțit foarte bine. Știi ce zice lumea? Dom'le, Crin Antonescu e într-un concediu prelungit. Ei, asta e formula elegantă. Lumea, unii oameni vorbesc oamenii foarte, foarte multe prostii, foarte multe mizerii. Dar apropo de chestia asta, deci ca să-i scandalizez încă o dată, deși nu e asta scopul meu, ba da, vreau. A fost minunat în ultimii ani. N-am avut nicio responsabilitate publică, n-am avut nicio obligație, n-am avut nicio frână, am putut să fac lucruri care pur și simplu îmi plac, pe care doream să le fac din copilărie sau din tinerețe sau din adolescență. Mă rog, nu mai poți să le faci pe toate de atunci. Dar, în fine, câteva. Ai încercat. Câteva. Am încercat și câteva am și reușit. Încerc să scriu niște cărți. Nu știu dacă voi scrie vreo una, poate le voi scrie pe toate. Și e o mare agitație în sufletul meu dacă una dintre ele va fi totuși despre această experiență a mea politică din România. Una va fi, cu ajutorul Dumnezeu și cu puțină hărnicie. Adică amintiri politice, despre cum ar politică. Veni. Istorie politică. Nu memori, un jurnal politic. Nu memorii, deci niște... Un jurnal politic. Da. O mărturie despre spațiu public românesc, așa cum l-am traversat eu. Nu memorii, ce am vorbit eu cu X, ce am vorbit cu Y, ce s-a întâmplat acolo. Dar o încercare de... Nu știu, de o mărturisire la rece, da, să spunem, cum, a vieții tale, da, de un politic, nu? Cum e această lume? Cum a fost această lume în acești ani? Evident, în descrierea prin viziunea ta, percepția ta. Cum am trăit-o eu? Sună cum bine. Și celelalte cărți? Iartă-mă că te întreb, poate. Celelalte sunt... Una de poezii? Nu, de poezii. Una nu. De epigrame? Nu. Dacă eu aș fi avut acest dar... Lumeam. Poezia e totuși harul suprem. Dacă la genul ăsta introducem și muzica. După părerea mea, cei mai fericiți oameni, deși întotdeauna viața lor din afară văzut-o arată, sunt muzicienii și un fel de muzicieni și ei, poeții. Sigur că sunt damnați, cum se poeții știe, dar... Știu, poeții da. Schimbă lumea, dar ei nu știu asta, habar n-au că poeții, cum spuneam, un poet, un poeții nici nu dorm, nu mai visează. Mm-hmm. Bun, nu, dar, știam, nu credeam că o să spunem poezii în seara asta, dar e ok, e timp pentru toate. Da, de ce nu? Decât să vorbim alte prostii. Da, nu, bun. Da, voiam să spun, m-ai întrebat aici, de cărți. Nu plec nicăieri. Mă urmărește, mă doare, mă cheamă, ca să spun așa, o carte despre secolul 20. Deja mi-e dor de secolul 20. Chiar dacă sper ca viața mea să fie jumătate în secolul 20, jumătate în secolul 21, de fapt a trecut deja 20 de ani, 21 de ani. Suntem în plin secol 21. Unde? 32 de ani? Cum adică? Nu de la Revoluție. Din secolul 21. A, din secolul 21, da. 2021 de ani. Da, scuze. Eu voi rămâne indiferent. Eu am lumea împărțită înainte, da, de Revoluție și după Revoluție, pentru că și vârsta mea se împarte, da, cam la fel. E indiferent asta. Acum ce Highlander oi fi eu, trăi vreo 100 de ani, voi rămâne un om ale cărui mari experiențe, mari determinări în viața asta sunt din secolul 20. Ce vorbești? Păi marile tare realizări politice, că ai câștigat cu USL-ul 70%, sunt din secolul 21. Da, dar asta nu e esențial. Nu e, asta, a? Nu e esențial. Totuși, eu eram un om de-a dreptul bătrân, într-un anumit sens, în 2000. Aveam 40 de ani în 2000. 40 de ani. Bătrân la 40 păi, de ani. Dar puteai să fi murit de mult. Adică, cum să spun, drumul tău în viață e stabilit, criteriile tale, modul în care tu trăiești această aventură. Restul, USL-ul sau altceva, sunt detalii. Criteriile erau stabilite, principiile, sau s-au mai schimbat între timp? Nu. Te-a făcut erau. Politica să schimbi principii? Nu. Asta e o altă carte, uite, se strâng. Nu despre, cum să spun, spațiul politic românesc anume în anii 90 sau în anii 2000, și despre politică, ce-i cu politica, ce se întâmplă cu omul atunci când intră în politică. Asta a fost una din marile mele curiozități. Ce se întâmplă cu omul când intră în politică? Este ca și cum
ai fi băgat într-o priză în care, mă, normal nu ești. Tu ești om normal, umbli, iubești, dușmănești, invidiezi, aduni, cheltuiești, risipești și așa mai departe. Dar există ceva, un ceva la care tu nu ești băgat în priză, ca om obișnuit, cum sunt eu acum, condiție ferice. Și anume puterea. Puterea este ceva cu totul și cu totul special. Și atunci când faci politică, ești băgat în priză cu puterea, chiar dacă tu ești în opoziție, chiar dacă tu ești un amărât, ții pe stradă. Tot la putere ești, da, un fel sau altul. Da, despre asta e vorba. Puterea bună, puterea rea, puterea cu care schimbi tu lumea, cum vrei să o iei. Dar puterea este ceva atât de special, mulți o compară cu banii. Nu. Există oameni care au foarte mulți bani și care sunt rari. Pot fi și generoși. Cu puterea nimeni nu e generos, nimeni n-a risipit din puterea pe care o are în politică, n-a risipit un milimetru. Nici tu? Nu, nici n-am păi avut. Tu ai donat-o la un moment dat, nu ai donat-o, ai risipit-o. Nu, nu, aia e altceva, m-am scos din priză. A, te-ai scos din priză. Da, e foarte greu, e foarte greu. Și într-un anumit sens, apropo de ce se vorbea sau nu se vorbea, înțeleg nedumerirea unora, unii dintre ei chiar oameni serioși. Dom'le, cum de... a plecat ăla de acolo. Păi cum? E o întrebare normală, esențială. Putem să discutăm. Nu, dar răspundem acum într-un minut, că după aia ne întoarcem la momentul ăla, ajungem acolo. De ce? Adică, totuși, om care a stat în politică 25 de ani iar o dăm spre poezie. De ce ai plecat? De ce aș mai fi rămas? De ce ai plecat? Nu. De ce mai fi rămas? Da, nu. Problema pentru mine întotdeauna s-a pus. Asta e istorie, îți povești de om bătrânel. Dacă... Și îți place să te mai alini, să faci pe bătrânelul acum. Îmi place, îți mă alint. Dar bătrânel... Dar nu ești bătrânel, okay. Lasă-mă cu bătrânelul. Nu. Păi să știi că pentru mine asta nu e un peorativ sau ceva rău. Când cineva pucă să spună sau chiar este destul de bătrân, este ca și cum ar fi destul de bogat. Adică... Asta e altceva. Am trăit, Marius. Adică... E adevărat că ai trăit. Nu, tu ai încă fața unui puști. Fața. Ai fața unui puști, chiar dacă s-a mai schimbat fizionomia pe aici, fața pe acolo. Fața contează numai la politică. Niște fire albe și așa mai departe. Da. Deci, pentru mine mereu, cât am stat, 20 și câți de ani în politică, problema în fiecare zi s-a pus, nu vreau să spun că în fiecare dimineață mi-am făcut procesul ăsta de conștiință, dar când s-a pus, l-a figurat în fiecare zi, s-a pus, de ce mai stau? Nu, cum să fac să mai stau? Pentru că eu nu am intrat în politică nici cu ideea de a face o carieră, nu m-au atras niciodată funcțiile. Nu. Chiar eram curios să văd. Nu te-au atras. Nu. Ai fost ministru, ai fost președinte al Senatului, ai fost șeful unui partid, ai fost chiar și președinte interimar. Îmi place asta. Da. O să te întreb ce ai făcut la Cotrocenea în perioada aia. Da. Te rog, am fost toate aceste lucruri, dar și nu spun că mi-au fost indiferente și am vrut să le fiu, ca să spun așa. Dar nu pentru ele, adică eu n-am găsit vreodată o... Nu știu, nu sunt genul să spun, domnule, am reușit ceva în viață. Am fost cu tare. Nu am reușit nimic cu asta. Dar nimic. Din punctul meu de vedere. Alții, și nu disprețuiesc punctul lor de vedere, sunt din ce în ce mai conservator și apreciez oamenii care gândesc. Domnule, uite, e important pentru mine să devin deputat, pentru că nepoții mei vor putea spune, cum vorbeam noi când eram mai mici, dar bunicul a fost senator, țărănist. E un lucru frumos, e un lucru important, dar mie nu mi-a fost niciodată. Îți lipsește din Parmales doar funcția de președinte ales, nu interimar. Nu, lipsește și funcția de prim-ministru, sunt multe care prim-ministru, da, uite, nici prim-ministru nu ai fost. De ce, nu ți-ai dorit asta niciodată? Nu, și nici nu cred, nu înseamnă că am fost bun în celelalte, dar nu cred că aș fi fost un prim-ministru bun. Primul ministru în sistemul nostru, așa cum s-a configurat viața politică și regimul politic, să spun, în România, primul ministru, din ce în ce mai important să fie un bun manager, un bun administrator, un bun inginer, dacă vrei, cu o minte de tip ingineresc. El, nefiind personajul tutelar al puterii, deci cel care să traseze linia, nu are nevoie de celelalte calități de care ar avea nevoie sau are nevoie, să spunem, am înțeles, președintele de partid sau președintele României. Ce-i cumva un portret al tău în raport cu puterea? În primul rând mă bucură pentru că toți cei care se uită la noi trebuie să înțeleagă. Noi ne-am văzut de multe ori,
A fost o relație, hai să spun, da, de respect, aș putea spune chiar de prietenie, dar niciodată n-am discutat altfel decât cu sinceritate. Da, noi am discutat, aș vrea să fac această paranteză. Este prima, mă rog, apariție. E adevărat, după ani de zile. Sindrofie, televizată la care particip. Sindrofie. După multă vreme. Da. Și m-am făcut asta în baza prieteniei, respectului care ți-l port. Și nu e întâmplător, absolut, da. Și e numai de asta. Adică am venit azi la tine, pentru că înțeleg că împliniți și un an cu... Da, un an de zile alef și îți mulțumesc pentru asta. Felicitări și viață lungă. Mulțumesc. Și nu cumva, o spun de pe acum, că noi vorbim aici frumos. Da. Să... Noi, de o, dăm, mâine... noi de mâine... o dăm în poezii și băieții, mulți băieți. Da. De mâine o să creadă, gata. Dom'le, se apropie congresul PNL, nu, a venit n-are nicio legătură. Să bage o strâmbă, nicio legătură. Să susțină pe unul sau pe altul. N-am, chiar nicio n-am. Legătură. Și probabil că din cauza asta anumite eventuale întrebări realitare vor rămâne fără răspuns în seara asta. Eu cred că nu, dar vom vorbi, bineînțeles, și despre PNL. Dar lucrurile, e foarte bine că ai făcut precizarea. Da, deci, dom'le, n-a venit Crin Antonescu, exact, pentru că mai sunt 3 săptămâni sau cât mai sunt. Până la asta nu are nicio legătură. Nu vrei să obții o funcție, nu vrei să candidezi, cel puțin momentan. Până la 25 mai e cale lungă, știi? Că niciodată să nu spui niciodată. Da, suntem la transferuri, Mbappé până la ora 24, Mbappé, nu? Nu până la 24, până pe 25, nu până la ora 24. Nu există ora 25, e ziua 25. Parcă pe 25 e congres. Niște reguli și aici, pe 25 e congres. Pe 25, dar nu mai se mai depun candidaturi, gata. Nu se mai depun candidaturi, dar poate se retrag unii sau alții și atunci se face o derogare. Se poate. Deci, hai că vorbe... Da. De fapt, cum să spun, dacă există voință politică... Dacă, ce bun e asta cu voința politică. Totuși, am atât de multe întrebări să spun și mi-am făcut temele aici, dar discuția de fapt te duce la întrebările esențiale, zic eu, într-un dialog întotdeauna. Sigur că e bine să ai câteva teme. Din ce am învățat și eu în meseria asta, hei, au trecut 32 de ani de când m-am apucat, nu contează. Dar te rog, fă-mi într-un minut, că după aia o să-ți dau niște imagini să te uiți la ele. Într-un minut, cum vezi tu PNL-ul astăzi? Chiar dacă e cu detașare, nu mai ești acolo, da, bănuiesc că te sună, oameni vorbești, te uiți la PNL. Ai fost șeful PNL-ului în perioada cea mai importantă din existența ta, și a ta și a PNL-ului. PNL-ului, iată-mă. Vreau să vorbesc puțin despre asta pentru că, unu, nu mi se pare foarte corect atunci când nu mai porți nicio răspundere. Adică eu, cum îți aduci poate aminte, eram foarte tineri amândoi, tu erai un jurnalist cu adevărat al dracului de incomod. Nu că, da? Da, chiar obraznic. Nenorocit din câte... Chiar obraznic, ceea ce e bine pentru meseria ta. Eu am vorbit de rău anumite lucruri din partid care nu-mi conveneau când nu eram președinte, eram... tânăr parlamentar pe acolo, făceam scandal. Făceai, da. Înjuram pe Iliescu, înjuram pe Năstase, dar desigur și pe Valeriu Stoica sau cine conducea partidul la momentul ăla. În momentul, dar aveam, simțeam, ziceam, domnule, pot să-mi spun cuvântul pentru că sunt aici, sunt și eu un acționar mai mititel în partid, sufăr și eu dacă partidul îi merge bine sau rău. În momentul în care eu sunt la o distanță de toate felurile, geografică, sentimentală, cum vrei, foarte mare, în care n-am nicio responsabilitate, în care nu pot să fac ceva bun sau rău pentru oamenii ăștia, îmi înfrânez, cum să spun, pornirea așa chirurgicală, că știi voi, ziariștii, analiștii, ăștia alți care suntem outsideri. Sigur că suntem foarte severi. Și sigur că eu acum pot să spun niște lucruri îngrozitoare despre PNL, ca despre tot corpul politic din România. Nu-mi place să o fac, pentru că știu cum gândesc oamenii, e treaba lor, sigur că nu mă afectează, dar n-aș vrea să le întrețin acest viciu. Bă, uite-l pe ăsta. Ce, era el deștept, acum nu mai e el și ăștia-s proști, sau era bine pe timp? Nu era bine, nu eram deștept, că dacă eram eu atât de deștept sau atât de bun, nu ajungea partidul aici. Toți avem, istoria nu iartă pe nimeni. E la putere. Istoria nu iartă pe nimeni. E la putere. Am luat 20%. Da, el a ajuns bine, așa este. Da, sigur. Hai că poate te mai desfânesc până la final. Dar, nu, voiam să spun așa. Grosomodo, ca să nu mă mai întreb și de alții. Mersi. Hai să împrumut o formulă care mi-a plăcut. Unui jurnalist pe care îl plac. E unul din puțini. Costi Rogozan. Costi Rogozan îmi place odată pentru că scrie bine. În al doilea rând pentru că este unul din puținii ziariști care are ceea ce n-au partidele, are propria lui orientare. El este un om de stânga. Odată râdeam și spuneam, e singur om de stânga din România, așa articulat. Și a cărui formulă cred despre
politicienii români, grosomodo, totdeauna sunt excepții, dar vorbim de corp acum, vânzători mediocri de marfă proastă. Aș îndrăzni să adaug, pe lângă maestru Costi, de marfă contrafăcută chiar. Cam asta e eticheta pe care poți să o pui, fără să creadă cineva din asta că, vezi, Doamne, noi când făceam politică nu eram mediocri. Eram mediocri, că nu se ajunge aici. E foarte dură, dar e loc și de mai rău. Revenim la PNL. PNL e un partid mare, cum s-a spus întotdeauna și cum am spus și eu și cum ne spune istoria noastră de la Brătenii încoace. Mare și complicat. Totdeauna a fost complicat. Acum e mai complicat decât oricând. Acolo sunt oameni pe care eu n-am apucat să-i cunosc. De exemplu, actualul premier, domnul Câțu. Eu nu l-am cunoscut. Mulți oameni care sunt în față la PNL, n-am apucat să-i cunosc. Unii îmi plac, unii mai puțin, nu asta contează. Oricum, cei pe care nu-i cunosc au un avantaj. Cei pe care îi cunosc sunt într-o situație mai grea. Asta e și dezavantajul meu, că știu pe toți din 90. Numai că aici cu PNL-ul are următoarea problemă. De ce traversează PNL-ul totuși așa un mic deșert, aproape o depresie? Că doar la putere. E un deșert, Crin, hai să nu ne mințim. Da, chiar că atunci când discuți cu unii dintre ei, nu e bine. Dar ce nu e bine? Sunteți la putere. Recent domnul Orban a făcut bilanțul reușitelor. Așa. De ce? Nu știu exact de ce. Poate pentru că uneori au senzația că această putere e doar iluzorie, că de fapt nu au chiar ei. Stai, de ce nu au ei? Nu știu, am spus că au senzație. Nu te juca cu sentimentele mele. Nu. Poate pentru că... Sentimentele mele de om, da. Poate pentru că alte ori au impresia că se putea mult mai mult și se putea mai mult. Poate că uneori au o neclaritate privitoare la... Cum adică? Lumina vine la Cotroceni, Crin Antonescu. Nu, e altceva. Sigur că da. Păi dar asta e normal. De unde să vină? Păi la tine n-a venit lumina la Cotroceni. Păi n-a venit, dar nici n-a fost la putere. Mai fost la putere. Nu. N-am fost la putere așa cum este PNL-ul acum. Deci... Păi cum adică? Nu, erai la putere cu 70%. Este într-o coaliție șubredă. Hai să fim sinceri. E de discutat. E de discutat despre chestiunea asta, dar okay. Revenim. Nu e un subiect deloc tabu. Tot ce este până am plecat eu din politică, discut cu mare plăcere. Tot. Poți fi cât de indiscret dorești. După ce am plecat, sunt mai rezervat. Pentru că, repet, nu sunt nici analist, n-am nicio obligație să comentez ce s-a întâmplat. Dragă, stăm noi de vorbă și întâmplător se filmează. Normal, comentez ce vrei, te pun eu PNL-ul să comentezi potriva voinței tale. PNL-ul de astăzi are o problemă, cum spuneam și acum câțiva ani când am vorbit ultima oară. Cred tot după niște alegeri, alea se terminaseră ceva mai rău. Câștigase Dragnea și era jale mare. Și cred că are în continuare o problemă. 2016. O problemă de identitate. Adică e o problemă de identitate care, după părerea mea, nici acum nu e adresată onest și suficient. Noi cine sunt? Care sunt 1, 2, 3, 4, 5 valorile... principiile noastre? Cum ne poziționăm față de noile întrebări ale lumii politice de peste tot? Pentru că noi am început în anii 90 și am vorbit că suntem anticomuniști sau postcomuniști, neocomuniști. În anii 2000 am început cu stânga, cu dreapta, am dat de Uniunea Europeană, de grupuri politice, nu știu ce. Ori acum ia câtă că apare o altă mare dezbatere, progresiști și conservatori, de exemplu, ca să iau termenii folosiți. Nu avem un răspuns foarte clar. Voi nu sunteți nimic în momentul ăsta. Îmi permis să zic voi. Nu, când nu trebuie bine. Să-ți mai fac o mărturisire. Nu e bine tu să nu zici ești, voi. Zic voi. Pentru că nu. PNL-ul. Îți mai spun ceva. N-am... Tu încerci să fii elegant pentru că nu vrei să mai comentezi ce s-a întâmplat din 2016 încoace, 2015 încoace. Poți să mai comentez câte ceva, dar nu foarte... Sigur, dar eu spun că distanța între ce era partidul condus de tine atunci și partidul de acum este distanța de la cer la pământ. Dar Marius, nu crezi că e același? În linii mari? Nu. Dar de ce? Pentru că este foarte important cine conduce partidul. De acord. E foarte important în momentul ăsta. În momentul ăsta PNL-ul nu e condus de nimeni. E condus prin pupile de către președintele Iohannis. Ceea ce nu s-a întâmplat pe vremea ta. Partidul Național Liberal în istoria lui a avut lider de împrumut. Stolojan, ba chiar și Stoica a fost cumva luat de împrumut. Și tot ce a urmat
ca să salveze într-un fel sau altul partidul, cu excepția ta și a lui Tăriceanu până la Orban, cam asta a fost PNL. PNL a existat atunci. Și apropo de asta, pentru că e o chestie de datorie a mea față de tine, vreau să le spui cele care ne urmăresc, pentru că a plecat nenorocitul de Crin Antonescu din politică și a lăsat. Când ai plecat din politică, PNL era bine. Marius, în primul rând, eu admit că nu mulți politicieni au plecat câtă vreme n-au fost dați afară, arestați sau, Doamne ferește, au închis ochii. Dar totuși mai sunt unii notabili. Ei gândește, Radu Berceanu. A plecat omul, nu mai zice nimeni. Bă, dar de ce a plecat Berceanu și ne-a lăsat? Nu avea statutul tău. Bun, nu a avut, că am fost președinte de partid, dar Radu Berceanu... Șef de partid. Radu Berceanu a fost un personaj. Șeful Senatului, a fost șeful unei alianțe care a câștigat cu 70% prin, tu vrei să uiți asta tot timpul. Am dat acest exemplu. Radu Berceanu nu a fost oarecine. Radu Berceanu a fost un om important și prin ceea ce era el în sine, ca politician. N-am fost prieten, să știi. Și Videanu și Berceanu. Bun. Acum, și Blaga săracul, care e părinte moartă. Și lumea zice așa, domnule, Antonescu, nici nu știu cum să formulez, că e vorba aia românească, nu foarte elegantă, și-a pus palma în fund, știi, e vorba aia. Și-a plecat. Și-a plecat și o duce bine la Bruxelles și... Domnule, eu n-am avut nicio obligație să întrețin show-ul mediatic sau politic din România. Bă, da, eu, o obligație față de România. Eu am făcut toate aceste lucruri. Crin Antonescu, ai avut o obligație față de România. Din prima zi. Marius, eu am intrat în politică, știi de ce? Pur și simplu, nu știu dacă mai mult de rușine sau mai mult de durere, de revoltă. Așa o să te și întorci. Eu nu am intrat în politică nici pe departe cu gândul de a-mi face un rost, de a-mi face o carieră. Nu! Pur și simplu am intrat... Știi cum te duci voluntar la un război când vezi că îți se arde casă? Tânăr profesor de istorie într-un oraș de provincie, uitat de lume, cum e Turcia. Deci, pur și simplu, în 29 ianuarie... De ce la liberali? În 29 ianuarie 1990, eu am avut... Aici, dacă tu ai timp, eu am și mai mult. Eu abia până la 3-4 dimineața stau. Trebuie vorbit un pic foarte întreagă de anii 80. Deci eu sunt un om care... În anii 80 mi-am făcut facultatea, mi-am făcut, mă rog, ucenicia, stagiul, profesoratul. Deci atunci, ca să spun așa, eram deja... În anii cei mai grei. Aveam 30 de ani la Revoluție, eram dita mai om. În anii cei mai grei, eu aveam 23. Și m-am gândit foarte serios, 82, 83, 84, ce să faci? Fug din țară. A, să fugi. Cum se gândeau foarte mulți. N-am luat această decizie. Nu pot să o calific nici azi, bună, proastă. N-are importanță, a fost decizia mea. Probabil că n-a fost mai proastă decât aceea de a pierde 25 de ani cu politica. Nu știu. Ok, da, a fost a mea. Chiar vrei să ne certăm până la final. A fost a mea și deciziile mele, chiar dacă îmi dau seama că unele au fost proaste, mi-s dragi. Că deciziile sunt ca și copiii, sunt ai tăi. Știi ce mă surprinde la tine și te întrerup 10 secunde? Că ești o fire atât de introspectă, mai ales acum, retrospectiv vorbind, iar felul tău de a face politică nu a arătat niciodată lucrul ăsta. Era un om, era de o spontaneitate, chiar de o eleganță, cum se întâlnesc puțin în politică. Nu fac un elogiu, spun exact cum am văzut eu și n-am de ce să spun asta. Dar firea ta, acum, ce o deslușesc, că era foarte introspectă și asta a început din adolescență. Da, asta s-a întâmplat, apropo de această spontaneitate, de acest non-conformism, să spunem, în raport cu ceea ce se face, cum se face în politică. Pentru că eu am avut, în acești ani 80, și din cauza sistemului care era în România, o adevărată oroare de politică. Adică ideea era, dom'le, cum trăim pe lumea asta onorabil, decent, păi numai ferindu-ne de politică. A, suntem profesori la țară, ce suntem noi, pe unde? Foarte bine, cu cât e mai departe de centru, cu atât trăiești mai liniștit, cu atât vin activiștii mai puțin peste tine sau deloc. Și cu atât stai frumos printre dealuri și citești Goethe sau ce citești tu acolo sau, cum să spun, faci ce vrei. Înveți niște copii. Asta a fost o chestie minunată din viața mea și dacă regret ceva, regret că n-am fost profesor în toți anii ăștia. Câți ani ai fost profesor? Destul de puțini. Câțiva ani? 5, 6, 7 ani. 7 ani, puțin. În fine. Dar vreau să spun că aveam această oroare. Deci chiar atunci când... Bine, Revoluția a fost un șoc. De ce? Pentru că în naivitatea și în marginalitatea aia informațională și cum vrei. Totuși atunci s-a întâmplat ceva care oricât după aceea s-a văzut că a fost, nu știu, exagerat, că a fost contrafăcut. Dom'le, există o realitate. Niște oameni au murit pe bune.
Atunci, nu, mai există ceva. Oameni Revoluția de vârsta a fost mea, în sufletele noastre, oameni, când atunci. Nu, eu vorbesc de ea care a murit. Și aia, adevărat. Deci, dar noi am simțit Revoluția oamenii, în noi. Oameni de vârsta mea, mai tineri ca mine, copii, am au scris, murit. Am scris despre n-au asta. N-au fost în nicio combinație, nici cu Gorbaciov. De ce noi am fost cu... care am simțit asta? Și am fost noi, într-o combinație. Exact. Asta m-a marcat. Și a fost, de asta vorbeam de rușine, a fost o rușine să zic, bă, ăștia au murit, pentru că noi toți n-am fost în stare să facem niște lucruri mici, să zicem ceva înainte. Că nu ne-a omorat nici ăla chiar pe toți așa, dacă ziceam ceva. Hai să fim serioși. România n-a apucat să aibă deținuți politici în anii 80, că nu mai zicea nimeni în nimic. În ultimii ani. Perfect, în ultimii ani. Și atunci... Și dizidenți au fost pe... Și atunci am zis, dom'le, să facem ceva. Dar nici atunci nu mi-a trecut prin cap. Păi să apucăm de politică. Nici măcar atunci. Am plănuit eu cu 2-3 găsi să scoatem și noi o foaie, un fel de ziar, că atunci te duceai, dădeai la tipograf 200 de lei, strângeai, făceai chetă și îți scoteai făceai un zier, o foaie, volantă, da. Da. Apărea două numere. Asta era. În 28 ianuarie a fost o mare manifestație a partidelor istorice. Și sigur că aveam, exista o fascinație pentru... Ai fost la București sau ai fost la București? Am fost, am venit. Aveam cu trenul. Aveam la gara Obor. Ajungeam dimineața. Deci, practic, tu ai venit cu trenul la București. Am venit. La acea manifestare. La manifestația 28 ianuarie. Am fost, o știu, o țin minte și azi. Am fost în față pe Bălcescu, la Liberal, unde se strângeau. Am dat fuga în Roseti, unde se strângeau țărăniștii. În sfârșit, a fost frumos. A fost o manifestație extraordinară. A ieșit o lume, în cum sfârșit. Să spun. Vreau să mai înțelegi ceva. Eu trăiam în extremul est, în estul sălbatic. Trăiam la Tulcea, un oraș minunat, dar care... Rup de lume, n-avea când nici... Când te urci pe dealuri la Tulcea, vedeai Uniunea Sovietică, cu ochiul liber, că sunt 8 km în linie dreaptă. Să mergeai pe braț, pe unde e Ucraina acum. Pe Chilia și nu vedeai... Nu mai vorbesc, da, nici da. Nu trebuia să te duci. În tot timpul ăsta, acolo era liniște, oamenii, cum să spune, oraș de artiști plastici, de muzicieni, poeți, oameni care beau mult, care vorbeau lucruri frumoase. Nu se îmbătau prostește cum se îmbată tinerii englezi acum, se îmbătau frumos. Și, în fine, totuși ne gândeam că în alte părți și când la București trebuie să fie ceva, trebuie să fie și altceva. Iar Timișoara? Timișoara a fost un mit pentru noi. Adică era Occidentul României, se întâmplă ceva, începu Revoluția. Deci când am venit atunci, în 28 ianuarie... Timișoara însemna vest. Nu mai au istoria. În 29 ianuarie, o zi despre care s-a vorbit puțin în istoria recentă a României, care a fost o uvertură la mineriadă. Nu au fost distrugeri bătăi, dar atunci a apărut celebrul IMGB, face ordine. Oamenii ăia, sincer, săraci, pe camioane, i-am văzut. Da. Atunci au fost... Contramanifestația, da, un pic devastate, mai ușor așa, nu ca la 14-15, sediile partidelor. Și atunci când am văzut chestia asta, și eu, și cei 2-3 amici cu care venisem de la Tulcea, dar și foarte mulți bucureșteni, sau au fost și ei veniți de prin țară, am avut aceeași reacție. Deci, băi, ăștia încearcă să descurajeze, deci nu, domne, acum, uite așa, după ce au devastat, ei ne cer să ne înscriem. Și te-ai dus și te-ai înscris pe fondul ăsta. Și m-am dus și m-am înscris. Eu nu m-am înscris ca să fac politică. M-am dus de-al dracului, cum s-ar spune. Nu mă stai puțin, că nu puteți. Nu se poate. Era coadă. Așa nu se poate. Era coadă la înscriere. Ei aveau birourile distruse. Nicu Enescu, unul Dumnezeu să-l ierte, din veteranii PNL-ului, stătea în capul scărilor și cu Sorin Botez, cred, și făceau înscrieri. Birourile erau devastate acolo pe scări și era coadă până coadă jos la în stradă, PNL. În Magheru, în Bălcescu, da. Am înțeles că și acum e la fel de episodul, am ajuns. Și acum e coadă, la fel. O mai organizată, mă gândesc. Hai că m-ai făcut să râd. Și m-am dus la... Am ajuns și eu la rând acolo. Crina Antonescu, dacă vrei să mai fie coadă o dată, trebuie să te întorci în PNL. Și atunci o să fie coadă la înscris. Atunci nu vreau să fie coadă, nu-mi plac cozile, stai. Las că mă ocup eu să fie mai ordonată de data asta, așa. Și lumea, sediu devastat... Coadă, și am Botez ajuns, și cu Enescu în capul scării. Și am ajuns, dacă l-aduci înapoi eventual și pe Nicu Enescu, Dumnezeu să-l ierte, poate. Nu poți să aduci chiar pe toată. Nu poți să aduci chiar pe toată. Și am ajuns acolo. Fac și omul, ce pot. Omul, da, tu, de unde ești? Mă, de la Tulcea. Cum te cheamă cu tare? Ia aici, o foie, ești președinte. Ce? Președinte. Mamă. Stai, nu știu cum, ce președinte? Președinte la ce? Nu, m-am scris că membru, eu... Președinte la ce, la Tulcea? La PNL filială, zice, mă, n-am, acolo n-am. A, la Tulcea? Ești, ia de aici, cu tare. Păi vezi semn. Și am zis o prostie pe care omul ăla a amendat-o și m-a urmărit foarte multă vreme. A fost rușine rău. A zis, dar nu, că sunt prea tânăr. Ăla s-a uitat la mine și a zis, dar câți ani ai, mă? Exact așa, că nu umblau 30. cu...
30. Pleacă-mă de aici, lasă că pierdem timpul. Bă, eram de 4 ani în pușcărie la vârsta ta. Ăsta o luptase pe munții Făgărașul. Deci tu atunci erai prea tânăr și acum ești prea bătrân. Nu, da. Mi-a fost o rușine îngrozitoare, am plecat. Mă rog, am căutat noi să punem alți președinți, n-am reușit, dar asta a fost începutul. Am și plecat, am avut o tentativă să scap în 90. Da? Da. Păi ne-am dus acolo, să o scurtez, ne-am dus acolo, eram o mână de... Am început să căutăm prin oraș, oameni cunoscuți. Oamenii cunoscuți au trei categorii. Unii în FSN. Da, că, na, cei, mai cei mai mulți. Chiar unii oameni de calitate. Acolo erau. Erau mulți și oameni ok, da. Alții care spuneau, dom'le, nu mă bag. Sunt cei mai mulți, peste România suferă de da, asta. Da, nu mă bag. Și alții, puțin, doi, trei, cum să spun, avocați importanță. Da. Ziceam, bă, băieți, voi chiar nu înțelegeți că, că nu de mine e nevoie. Pentru că eu am în spate, am trăit cu ăștia, cu comuniștii, am făcut un milion de compromisuri ca să pot să-mi fac, să n-am fiu în poziția asta. Aici, da. Duceți-vă, mă, voi, că n-aveți nimic. Sunteți... Și atunci ai vrut să ieși? Nu, n-am vrut să ies. Atunci am fost siliți să candidăm la alegerile din 90, lista PNL-ului, mm-hmm, că el candidat singur, nu era convenție, da? Medie de vârstă de 28 de ani, lista aia. Incredibil. De 4-5, da, eu eram cap de listă. Și rezultatul? Rezultatul 4%. Pe țară a fost 7. Un pic mai aveți, un pic. Dar nu de asta am plecat. 4%, 4%. Am fost cam dezamăgit. Ziceam că o să fie 14-15. Și țărăniștii ziceam că o să ia 30. Nu, de țărăniștii au luat 3. Nu m-am priceput la estimările astea electorale niciodată. În fine, și după chestia la asta, USL-te-ai, am continuat. Te-ai priceput? Știai că o să, adică am... gândeai că o să luați 70? Nu. Da, da, acolo da. Acolo te-ai priceput. Nici nu era greu. Și în, am continuat. Piața universității în faza ei, ca să spun așa, frumoasă, genuină, naturală, da, frumoasă, a fost unul din cele mai frumoase lucruri pe care le-am văzut sau la care am așa participat este eu în politică. Am avut pe Marian Munteanu aici și am vorbit mult despre asta. Numai că, da, numai că după aceea a intervenit conflictul la partid, pentru că... Dom'le, deci, știi ceva? Eu, lumea știe despre mine. Acum, anii de conflict cu Băsescu. Și nu mă iusta, cât îl critica pe Băsescu făcea. Nu mi-a fost nimic. Față deci, de ce era acolo. Deci față de ce era cu Iliescu. Deci ce era în sufletul nostru cu Iliescu, da, aș spune... Erai mutat în București în momentul în care era o discuție tot la Tulcea. Nu, eram profesor la Tulcea. Mm-hmm. N-am niciun fel de treabă. Mm-hmm. Veneam la piața universității, pe weekend, luni dimineața, veneam în cancelare și ne înjurau aia. Ziceau, norociților, vă plătesc. A colegii. Colegii de cancelarie. Vă plătesc. Mă, dar mă cunoști de atâția ani, cum să mă plătească? Lasă-mă în pace, că ți-au dat droguri. În fine, cum era? Ți-a dat droguri? Da, 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 da. Așa, și ce te-a supărat atunci? Nu, m-a supărat nimic, m-a supărat Câmpeanu. M-a supărat Câmpeanu pentru că dacă... După aia te-a supărat Patriciu, după aia a fost... După aia Miciu Ionescu, Chintu și așa mai departe. Pe tine te-au supărat tot de tare, nu atât de tare. Dom'le, eram radicali, nu numai eu. Eram radical, de asta spun. Cine, tu, Patriciu, Tăricianu? Nu, tineri ăștia care am prin țară. Tineri, care veneau aici. Și dacă Partidul Național Liberal, că vorbim de el, ar fi putut păstra, pentru că spre deosebire de țărăniști, și acolo au fost oameni deosebiți, dar mult mai mulți tineri au venit în PNL. Mult mai mulți tineri și foarte combatanți, așa, nu? Combatanți cu școală destul de multă, cu nu știu ce. Nenorocirea PNL-ului și poate și a României în bună măsură a fost că după 90-91, după mineria, de foarte mulți din oamenii ăștia au putut să plece și au plecat. Și a urmat o istorie mai puțin... Păi nu, zic cum te-ai ajuns la București. Bun, m-am supărat pe Radu Câmpeanu, Dumnezeu să-l ierte și pe el. Uite, foarte live. Mulți, da, așa. Foarte mulți au dispărut. Pentru că, spre deosebire de Coposu, Câmpeanu a ales o linie mai de compromis cu Iliescu. Nu știu. Pe mine m-a înnebunit, ca să vezi câtă minte aveam. Și n-am progresat foarte mult. Orice, nu, a fost o... nu acceptai compromis. Da, domnule, a fost o... A fost... Negocierea, nici negocierea. A fost... Nu înțelegeam. Nu vedeai, da. A fost o ceremonie ceva. A invitat Iliescu pe șefii partidelor. La... Nu era Cotroceniu încă pe atunci, unde stăteau ei. Așa. S-au luat Cotroceni, nu știu, era proaspăt președinte și s-au dus. Coposul nu s-a dus. Și s-a dus Câmpeanu. Și au ciocnit un pahar acolo de șampanie, nu știu. Și aia te-a scos din mis, practic. Da, da, domnule, exact aia. Deci, ciocnești paharul cu Iliescu? Când s-a întâmplat deci erai mineria de... Erai taliban, când iată, mă. Dom'le, poți să-mi spui și așa, deși nu-i momentul. Nu. Taliban, știi că era vorba de talibanii din BNTC. Ajungem și la talibani. Și am venit la București. Da, la București, că a fost o reuniune. Ținite și acum, în ziua în care a fost ceea ce s-ar numi Marșul Cămășilor Albe.
pentru eliberarea lui Marian Munteanu sau da. Că a fost bătut Marian Munteanu. A fost bătut, adevărat. Da. Deci la o lună după 15 iulie, cred. Da. Merit toți președinții din țară, Câmpeanu, nu-i Câmpeanu, o figură. Era. De, el a fost, ca să spun așa, destul de magnetic în prima... Domne, era prima, un fel de... Avea o voce. Era o voce figura. Vorbea o română perfectă. Deși voci... După ce stătuse în străinătate, avea ținut aia leonină așa și emana oarecare forță, era și el în vârstă, se ținea mai bine. Și a fost fatală candidat asta a regelui. Cu regele, l-a propus la președinție. Ei, și a venit atunci, cum să spun, ți impunea, păi Câmpeanu a fost ales, prima dată ales. Nici nu pot să spun că a fost ales. A fost aclamat președinte, parcă eram legiunile romane, deci nu s-a votat. Câmpeanu, toată lumea, evident. Ei, Raciu Vescă n-a fost pus președinte. Și acolo când am venit, sigur s-a discutat. După alegeri, se formau grupurile parlamentare, nu știu ce. Și eu m-am sculat în picioare și ziceam, cum să spun, cu multă durere în suflet și cu multă emoție că ăla era... Ce ai zis? Pentru mine era, eu eram mai muțoi. Bă, omul ăsta a fost era în exil. Era un copil, lasă. Omul ăsta, cum să spun, i-a văzut pe Brătianu, Ionel Brătianu când era mic și l-a văzut pe George Brătianu și pe Dinu Brătianu a fost în sală, în ședință cu Dinu Brătianu. Cum? I-am zis, domnule, ați învățat domnul profesor, că la un moment dat nu știați. I-am spus, nu e adevărat, îi știam. Îi știam și am știut totdeauna. Băi, te-ai emoționat. Dar primul, nu mai vorbim despre asta. Dar primul președinte al partidului nu a fost Ionel Brătianu. Ăla ți-a scăpat. Și Manole Costache Epureanu, formal, ăsta era. Eu de-aia revenim. Și ăsta, dar vezi că ai ținut minte, te-a marcat chestia asta. Eu țin minte lucrurile și oamenii importanți din viața mea. Și i-am spus atunci lui Câmpeanu, domnule, nu știu. Probabil că dumneavoastră știți mai bine cum se face politica, este și normal. Dacă asta e politica, pe mine nu mă interesează. La revedere, am demisionat, am plecat. El n-a zis nimic. I-a spus lui Sorin Botez, mi-aduc aminte, un om deosebit, și a spus Sorin Botez ceva, că Sorin Botez a ieșit afară după mine și mi-a zis, dragă, dar tu ești un băiat așa de bun, vină încoace că vrea să vorbească președintele cu tine. Și am întors și atunci când Câmpeanu a fost, Câmpeanu era un tip destul de dur și cum... Și rece, așa, da, cum zic francezii, trufaș așa cumva, știi, cum, te ținea o distanță. Da, ținea. Nu simțeai... A avut câteva emisiuni antologice cu el și cu Raciu, uite, să le caut. Da, avea o distanță și... acolo a fost surprinzător de, ca să zic așa, prietenos și a încercat să-mi explice. Când taie gâtul. Vorbim, explici că e interesant ceea ce spui după pauză, că n-am luat nicio pauză de când ai venit și a trecut deja o oră. Deci te omor cu mâna mea, că avem 1000 de chestii. Să-mi spui de ce ai plecat, te-au șantajat sau nu. Știi că din ce în ce mai mulți oameni vin la mine, mă arătați-l odată să zică nu. Nu. Nu m-au șantajat. Știi că nu m-a șantajat nimeni niciodată. N-am apucat să spun, dar în diferite situații, pe la mese, întâlniri, vin un... Dar ce-ți mai aude? Vine vorba despre tine. Ce? Știi bine de ce s-a întâmplat. Ce? A fost șantajat. Cu ce? Și eu întrebam, domnule, eu nu cred chestia asta, dar cu ce? Nu contează. Adică știe chestia asta, nu contează. Păi, dar cu ce? Spuneți-mi cu ce. Deci asta nu ai e fost una șantajat. Din marele mele dureri cu România și de asta niciodată nu voi reveni în politică, în orice caz. Dacă avem timp să discutăm, să mai spui de 10 ori, că nu vei reveni tu. Luăm o scurtă pauză, vezi că streaming-ul merge foarte, foarte greu. Sigur că e și audiența mare, normal, dar vedeți și voi cu streaming-ul ăla. O scurtă pauză și ne întoarcem cu Crin Antonescu. Este exact cum așteptam, cum mai trebuie. Avem timp. Este exact cum așteptam, n-apucăm să... dar ne cunoaștem. Pauză. Domnul Antonescu, vreți să citesc mesajele? Sunteți în direct? Chiar în direct și la oră de vârf, întotdeauna sunt. Și când nu mă primez... Și când eu mă port, când zic tu și sârb, la mine, ce bă, crezi că ești la tine la emisiune? Eu am fost întotdeauna eu, înainte de a apărea la televiziune, da, am fost și înainte. Bună ziua, mă bucur să revăd pe domnul Crin Antonescu. Sunt un foarte frumos moment, meeting-ul alături de răpăsatul Emil Hosu. Aș avea o întrebare imediat. Bună seara, domnule Tucă, vă rog să-l întrebați pe Crin Antonescu cu ce a fost șantajat să se retragă din politică și dacă mai este șantajabil. Să știi că sunt foarte multe întrebări legate de asta. Iată-mă doar o secundă, citesc câteva și după aia răspundem.
răspuns la foc automat. De ce l-a lăsat pe Iohannis candidat la președinție? Crin Antonescu, un excelent orator, a lăsat un mare gol în politica românească. Sufăr. Suferiți, doamnă, ce să facem? Ca o curiozitate și este valabil pentru toate, e prea lung mesajul, bună seara, de ce s-a dat la o parte? Cine l-a forțat să-i facă pârtie lui Werner? Pentru români a fost o mare trădare, poate ne explică și nouă cineva. La mulți ani, Alev News, mulțumesc, la mulți ani, să ne trăim, să trăim multe emisiuni cu oameni sclipitori, așa cum e Crin Antonescu. Te iubesc, Crin Antonescu, iată o declarație de dragoste, noroc că doamna Adina e plecată momentan. Ai lăsat un gol în politica românească care nu a fi putut fi umplut. Și o întrebare majoră, trecem și la întrebări. O mare plăcere să revedem pe Crin Antonescu. Ce să face, cum să facem, să-l convingem să se întoarcă în politică. Elena Sporea, Nicu Ionescu a stat cu tatăl meu în celulă la Iud. L-am cunoscut și pe el și pe Țuțea personal. Candidează Crin Antonescu. Nu vă grăbiți, nu vă grăbiți, că mai avem până anunțăm candidatura. Toate la timpul lor. Te rog să termin cu... Cu șantajul, vă rog cu, să terminați. Nu, ajungem la șantaj imediat și să explici chestia asta. Mai e și aia cu trezitul târziu, că eu știam că nu te trezești târziu, dar las-o, că e prea puțin importantă. Chiar nu are importanță. Deci, te-a chemat. M-a chemat Câmpeanul și mi-a explicat în termenii lui de atunci, uite, tinere, așa, vorbea distant, dar în același timp politicos cu politica franceză, spunea elevilor, monsieur. Și să spun cercetătorilor și acum la Bruxelles, niște compatrioți Crin, care cercesc pe mai acolo avem 45 am văzut, de minute. Am văzut cu pandemia cum a venit poliția, monsieur, s'il vous plaît, să nu mai stai. Da. Și probabil că ție zice, bă. Superb, nu. Te rog. Așa, deci, mi-a spus tinere, politica nu merge să te duci cu capul în gard, înțeleg mânia, înțeleg revolta, dar facem politică, nu știu ce. Am spus, domnule președinte, de asta dumneavoastră sunteți politician și de asta dumneavoastră veți continua să faceți politică. Mi-a făcut plăcere să ne cunoaștem, eu nu sunt pentru asta. Eu mă duc cu capul în gard, în zid, eu sunt radical și așa mai departe. Am salutat respectuos și am plecat. Și am plecat acasă. Am plecat bucuros la treburile mele. Am plecat acasă. Din președinția partidului. La revedere, pa, cu PNL-ul s-a terminat. Pa. Și responsabil de intrarea mea în politică, de data asta în Parlament, de fapt, am mai spus-o, este Lian Tănase. Pentru că eu am plecat acasă. Dar am plecat de la partid. Tot efortul ăla public, în extremul est și în toată România, al unei minorități de a susține alternativa, de a construi. Am început și am scos vreme de vreun an jumate, împreună cu câțiva băieți acolo, acest săptămânal în Tulcea, în care făceam politică din gros, pro-convenție, pro-țărăniști, pro-liberali, dar nu mai eram la partid. Stelian Tănase, care făcuse împreună cu ceilalți binecunoscuți PAC-ul și care era foarte activ atunci, a pornit de la ideea următoare și a spus domnului Manolescu, care era președinte, așa s-au înțeles ei. Președinte Alianței Civice. Al Alianței și apoi al partidului. Nichi, uite, tu îți iei vedetele tale, pentru că acolo erau oameni importanți. Grei, da. Numai Ștefan Augustin Doinaș. Nu politic, pentru că ei n-aveau de fapt treabă cu politica, dar erau niște nume. Statut, niște, nume așa. Și așa mai departe. Te duci la Senat. Personalități mari. Da. Domnușora, ai compri, cum zice franceză. Așa include. Nu știu, acum... Bun. Mie, eu nu vreau vedete, nu vreau intelectual, că știu că intelectual. Eu caut niște băieți tineri cu dorința de a face politică, nu știu. Și Stelian Tănase m-a convins pe mine să vin în Parlament, m-a pus PAC-ul. Primul pe lista de 4 deputați ai Tulcii, că atâția erau și în 96, când a, 92, convenția a scos 92, că era 92. 92, da. Și am venit și după aceea povestea e lungă. Asta da. E politica. Hai să revenim la plecare, că e mai interesant. Da, asta a fost venit. Hai la plecare, hai și la tot ansamblu, că după aia vorbim despre USL. Da. Mă interesează, am două întrebări, știi istoria. Da. Nu, o să ajungem și la alea. Deci, nu niciodată în viața mea, nici o secundă, nimeni, nu servicii, nimeni nu m-a șantajat cu nimic. Și nu a avut cu ce să mă șantajeze, deci nu m-a șantajat. Mai mult decât atât. Am spus-o clar. Numai un orb nu vede că oameni din servicii, că serviciile știu și eu ca întreg uneori, joacă jocuri politice în România. Și le joacă oriunde. Și ocupă atâta spațiu cât le lasă politicienii. În România au ocupat tot spațiu. Okay. Bun, pentru că dacă e așa, așa este. Asta este responsabilitatea și vinovăția politicienilor civili. Da? Pentru că mie... 23 de ani, nu mă băgau în seama la început, în anii când am avut poziții importante. Pune-i pe toți, pune-i pe toți. Niciodată, nimeni din vreun serviciu nu a venit să-mi sugereze, să-mi
să-mi sugereze poate, dar să-mi spună, să mă amenințe, să-mi ceară, să mă șantajeze, nu, că n-avea cu ce. Această măgărie, care, că e o măgărie, nu la cei care o preiau sau o cred, ci la cei care au propagat-o cu șantajul, îi desfida a mia oară să spună cu ce. Am fost eu, n-am fost șantajat, dar să mai lămurim ceva cu Pârtia și cu Iohannis. Păi nu, stai un pic, suntem în anul de grație 2014, da? Sunt alegeri europarlamentare. Da. Tu, așa cum te știu cinstit, da, și un om de cuvânt, ai spus dacă noi pierdem la europarlamentare, eu îmi dau demisia din funcția de președinte. Da. Eu am spus următorul. Acum te rog să povestești un promit că nu te întrerup. Povestea cu USL-ul, eu, tot ce am făcut eu în politică, bun sau rău, nu știu dacă au fost și bune, probabil, rele cu siguranță sau prost inspirate sau nu știu cum să zic, le-am făcut toate convins că așa e bine. Da. Le-am făcut pe toate, cum să spun, cu toată inima. Pentru mine, construcția asta USL, atunci când s-a făcut, n-a fost așa un calcul din ăsta cinic. Dați drumul la aer, vă rog, da. Cum facem noi, hai că așa câștigăm, nu. Mm. Și n-a fost nici ușor. Pentru că această alianță contra care s-a născut greu, s-a născut, n-a fost dar ușor organic de cumva. Da. Acum, că tot mă întrebai de PNL, unul din lucrurile care mă dezgustă, nu pot să spun deranjează, să o spun pe aia dreaptă, mă dezgustă, este foarte mulți oameni din PNL, mai toți, nici n-am auzit de USL. A fost ceva foarte rău, a fost o mare nenorocire și ei n-au avut treabă cu asta. În primul rând că n-a fost nicio nenorocire. Și îmi asum încă o dată, în deplină, cum să spun, convingere, faptul că acest USL... La rece, USL, privind în urmă și acest, așa mai da, la rece, privind în urmă, că acest USL a fost făcut de către noi, cel puțin, și de către mulți dintre pesediști. Cu toată bună credința că acest USL, atâta vreme cât a guvernat și cât am fost împreună și am purtat răspunderea împreună, deși sigur că decizia, puterea de decizie a lui Ponta, ca prim-ministru, era mult mai mare, atâta vreme cât a guvernat, domnule, n-a făcut nicio nenorocire în România. Deci nu erau oameni omorâți până în România când era USL-ul la putere? N-au fost oameni băgați la pușcărie de către USL? Vreau să spun. N-au fost, nu s-a întâmplat nimic. Diaspora românească nu s-a născut în timpul USL-ului. Guvernul a mers bine, și așa mai departe. Spunem, da, bun. Nu și guvernul. Eu am luat decizia să facem, în ceea ce privește Partidul Național Liberal, sigur, susținută de către ei, au fost alături de mine toți, adică au fost în USL, toți. Și mi se pare corect să asume acest lucru. După ce USL-ul s-a rupt, responsabilitatea pe care tot eu mi-am luat-o, atenție, că aici e ca, ăsta era ca un tir cu USL-ul ăsta, trebuia să tragi de volan tare. Vorbim acum despre ce s-a rupt USL-ul sau continuăm logica? Ajungem la 2014, cu okay, dară la o parte. Da, da. Am făcut aceste gesturi politice pentru că am fost convins, exact cum am fost convins că trebuie făcut USL-ul, că era o șansă, și acum cred că s-a pierdut o șansă enormă de a face câteva lucruri în România și de a întări clasa politică, apropo, în raport cu servicii și alte iscoade. Și doi, la fel de convins sunt că ea trebuia ruptă și mă felicit că am rupt-o la timp. Pentru că, îmi pare foarte rău să o spun, pentru oricine este nemulțumit cu destule temeiuri de aspecte ale mandatelor lui Klaus Iohannis, pentru oricine lansez această invitație, să-și imagineze cam cum era mandat prezidențial al domnului Ponta, nu atât gândindu-se la persoana domnului Ponta, seducătoare sub multe aspecte, tânăr, inteligent, capabil, partenerul tău și chiar oamenii, prietenul tău, exact, dar cu oamenii din spate, cu toată acea panoplie de băieți minunați, nu le mai dau numele că se știe, cam cum ar fi fost controlul securistic asupra României și cam ce s-ar fi întâmplat atunci când deci toată a fost puterea... un control securistic asupra PSD? Păi... Începând chiar cu Victor Ponta? Da, cred că a fost devenit evident. Deci, culmea este că în vreme ce noi dădeam o bătălie cu ceea ce se numea regimul Băsescu, exista o alianță tacită Băsescu-Ponta. Să fie foarte limpede. Inclusiv numirea lui Chioveși. Da. Ai știut despre ea? Am povestit de nu știu câte ori atunci. Zi într-un cuvânt, sigur, mai departe. Sigur că am știut că exista, exista un ministru al justiției, Bona Pivniceru, care a trebuit ascult argumentele. Dislocat de acolo, da. Deci, practic, securitatea, noua securitate infiltrată, era cumva controla Partidul Social Democrat
și relația, deci... și totodată, iartă-mă doar o secundă, relația tacită Băsescu-Ponta. Păi, da. Da, putem spune și așa. Și acum, deci s-a rupt. Eu am spus atunci că dacă nu facem 20% demisionez din fruntea partidului, n-am spus că nu mai candidez la președinție. Și sigur că aveam îndoieli foarte mari în legătură cu șansele mele în calitate de candidat la președinție, dar am dorit să fac, nu știu cum să spun, un pariu, o formă de motivație, de mobilizare, un moment al adevărului. Măi băieți, dacă noi putem împotriva unui PSD care... Deci, acolo ce se întâmpla? Măsescu își făcea cumva bagajele. Da? Că eram în anul spre sfârșitul mandatului. 2014. Da. Sigur încă mai avea oamenii pozițiile lui de influență. Candidat n-avea el. Asta era problema. Iar în partea asta, la altă, sigur că încet, încet, în frunte cu domnul George Maior, deja oamenii trecuseră pe partea lui Ponta și pregăteau ceea ce se știe deja... Republica lui Ghiță. Bun, să-i zicem și așa. Ok. În aceste condiții, dacă noi nu putem cu 13 președinți de Consiliu Județean, cu nu știu câți primari, nu putem să luăm 20%, e destul de greu ca eu să ies președinte. Să facem lucrul ăsta. Mi-am dat demisia din președinția partidului. Atunci și-a dat demisia imediat după tine și Klaus Werner Iohannis. Atunci a fost, ăsta e singura problemă, dacă vreți, între mine și actualul președinte Iohannis și Klaus de atunci. Faptul că noi am avut un parcurs, o înțelegere, e adevărat, Klaus Iohannis, trebuie să o spun, nu a privit cu ochi buni și m-a descurajat să fac această... Să-ți dai demisia. Acest angajament cu 20% și chiar... Zis, nu, domnule, dar nu trebuie să faci pentru europarlamentare, asta. Foarte pentru clar. Pentru europarlamentare, dar el era prim-vicepreședinte, eu făcusem un congres special pentru acest lucru. Și atenție, a fost 100% decizia și alegerea mea. Eu m-am dus la Sibiu după Klaus Iohannis. De ce? Nu, pentru că aveam nevoie în partid, exista și o problemă de succesiune, pentru că la mine 2014 ai rezolvat-o. Cap de drum. Eu ori ieșeam, să zicem. Ai rezolvat ori președinte, ori... Exact. În momentul respectiv... Și ți s-a părut ție atunci... Dom'le, mie mi s-a părut că acest Klaus Werner Iohannis era... Eu am fost în permanență, în căutare, cât am fost președinte al partidului, că atunci aveam puterea să fac asta, am fost în permanentă căutare de noi și noi oameni pe care să-i implicăm în politică. Pot să vă aduc aminte, de exemplu, că am adus în guvern, am azi discută cam, pe cine... Cam lungă scuza. Nu e scuza, am adus în guvern tot felul de oameni. Klaus Iohannis era un primar de succes, un om, după toate aparențele, la Sibiu. Onorabil și performant. La Sibiu, onorabil. Așa, și performant. La Sibiu e cât un sector aici. Păi și ce dacă? Bine, nu mai contează crin. Dar, l-ai adus în congres, și, l-ai făcut prin vicepreședinte. Da? După care, eu am demisionat, după cum am spus, am spus partidului, domne, eu, dacă vreți, n-aveți altă opțiune, candidez, dacă nu. Au început niște jocuri care pe mine m-au deranjat pentru că... Între cine și cine? Între oameni care erau prin partid. Dom'le, absolut normale. Absolut normale. Firești într-un partid. Sunt firești. Da. Într-un partid, întotdeauna... Și ce a făcut Klaus Werner Iohannis? Relația cu el? Ce ai vorbit cu el? Nu. Ce a făcut Klaus Werner Iohannis? Nu a făcut nimic nepotrivit. Păi și-a dat demisia. Doar asta că și-a dat demisia, fapt care a rămas așa ca o neînțelegere. Păi de ce și-a dat demisia? N-ar fi trebuit să-și o dea, n-are importanță. Ai avut o discuție cu el despre asta? Am avut o discuție. Și ce a zis? Rămâne între noi, că nu e nici ceva foarte semnificativ. Rămâne între noi, că e important. Așa a ajuns istoria politică. Nu, o discuție, nu are importanță pentru istorie. E o explicație pe care l-a dat-o și n-are. Ok, și-a dat demisia și el, da? Privat, și-a dat demisia și el. Atunci am discutat la partid să facem un congres, oricum erai prin vicepreședinte. Candidează, cred că ai toate șansele, eu te susțin, mi se părea cea mai bună formulă. Și gândește-te dacă, totuși, nu mai analizăm pe asta cu președinția, cu candidatura la președinție, pentru că îmi dădeam seama că șansele mele sunt foarte mici. Era foarte greu. Erau foarte mici, pentru că acum, cum să spun, multă lume, și eu le mulțumesc celor care spun și nu mă îndoiesc de sinceritatea lor, dar când vorbim de alegeri prezidențiale și de politică, apar lucruri dure, apar mulțimi de oameni. Și, cum să spun, acești oameni care să mă susțină pe mine, care să aibă nevoie de cineva ca mine, au fost mulți.
În paranteză fie spus, în 2009 la prezidențiale, eu cu Partidul Național Liberal alături, am luat 2 milioane de voturi. Împotriva a doi coloși, Băsescu în plină forță, PDL, Partid Panzer, vorba domnului Cristoiu, cu Blaga organizator și cu miliția de partea lor. Corect. PSD-ul, un gigant de partid, un candidat puternic, Joana, adică nu alții, și de asemenea și ei cu susținerea lor cât le mai rămăseseră. Coloși de partid, coloși mediatici, pentru că aveau susținere. În condițiile astea am luat 2 milioane de voturi atunci cu partidul, pentru că în 2020 Partidul Național Liberal, reunit cu Partidul Democrat Liberal, cu președinte în funcție, cu miliția mai blândă, dar totuși... Cum adică? Toată miliția și toată securitatea. Figurat, așa, cu presă. Bună. Să iau 1,5 milioane de voturi. Deci, alea, ghinion. Alea 2 milioane de voturi. Ghinion, Crin întoarce la momentul ăla. E clar. Nu s-a același cu 1,5 milioane. În ce condiții? Nu. Că aici erau pe cai mari, aveau președinte, aveau tot. Dar vreau tot să spun, apropo de identitate. Se poate discuta mult dacă eu nu intram, nu construiam combinația USL și mă duceam cu alea 2 milioane de voturi. Nu vom ști niciodată. Se poate și asta. Dar acele 2 milioane de voturi, atâta a fost, cum să spun, susținerea mea. În 2014, probabil că era mult mai mică decât atât. Nu știu, așa cred. Și atunci, încă o dată, nu m-am dat la o parte. A fost un vot în Congres și după aceea în delegația permanentă a Partidului Național Liberal. Conducerea Partidului Național Liberal de atunci a votat între mine și Klaus Iohannis. Eu n-am zis, mă, dau la o parte. Candidez, domnule, cine vreți să candideze la președinție? De ce a candidat? Uite, era dreptul omului. De ce era dreptul omului? De ce să nu candideze? Pentru că era vorba să fie candidat la președinția României, Crin Antonescu. Da, era... El ți-a spus în discuțiile dintre voi doi, după ce v-ați dat demisia, că vrea să candideze? Sigur, la urmă mi-a spus și... Cum la un moment dat? Când, Crin? Doamne, iartă-mă, nu mai zi domnule. Deci după ce... Zi Marius. După ce... Crin. După ce... Dacă te uiți la cariera, așa cum ai văzut și ai identificat de partea cealaltă securitatea și că s-au rupt totul, ce eu văd prin cariera lui, din momentul în care a ajuns în PNL, chiar dacă tu l-ai adus cu bună credință, o carieră fulminantă a unui primar de Sibiu, care a ajuns pentru 10 ani președinte României, ceea ce arată clar că prietenul tău, Helvica, era întotdeauna lângă tine. A devenit omul lui și uite, în continuare omul lui. Nu. Aici e ceva, e ceva profund incorrect. Păi în primul rând, în partid s-au făcut jocurile ca să nu mai fi candidat la președinție. Pentru că tu ți-ai dat demisia. Deci, cine te-a pus să dai demisia? Marius, din două una. Ori eu sunt socotit vinovat în continuare de către, nu știu... De ce să fii socotit vinovat? Poporul român a rămas orfan de mine, e caragios, domnule, ne-ai lăsat, ai plecat. Ori am plecat eu, ori m-a schimbat partidul. Hai să o lămurim pe asta, din două una, da? Te-a schimbat partidul. Deci o terminăm cu ajutorul securității. Deci o terminăm pe aia că am plecat eu. Da, păi asta știu, eu știu. Tot e bine. Deci n-am fost șantajat. Dar eu vreau să văd. N-am fost șantajat. Eu vreau să văd cum ai plecat tu. N-am fugit cu iubita în Belgia, părăsim poporul român. Deci a hotărât partidul. Acum numărul 2. Partidul. Era destul de normal să hotărască așa. De ce? Pentru că în politică alegerile sunt alegeri de supraviețuire, nu sunt alegeri romantice. În politică, în general, oamenii, și o spun fără nicio ironie, absolut, oamenii încearcă prin mijloace politice să vadă cum fac să trăiască, nu cum să moară frumos. Iar partidul și tu nu, a gândit... Partidul nu trăia cu tine frumos. Deci a gândit cu cine se poziționează mai bine în aceste prezidențiale în care aveau în față mașineria lui Ponta și a tuturor celor care erau în jurul lui și s-au gândit că Iohannis e mai proaspăt, că Iohannis... este mai puțin sau deloc dușmănit de electoratul lui Băsescu, ăla care Crin, mai era. În 2016, deci, cu Iohannis președinte, PNL-ul a luat un scor... Noi vorbim de 2014. Vorbim de 2014. Și dacă niște lucruri, cum să spun... De... Securiștii care trecuseră în frunte cu Maior, în frunte cu Coldea, care trecuseră de mult, lăsaseră pe Băsescu din brațe, au trecut de partea lui Iohannis. Și pe tine simplu. Nu te-a luat în brațe. Nu știu dacă așa. Nu. Pe așa s-a dovedit. Pe mine nu m-a luat în brațe. Păi nu te-a luat, și clar. Și pe mine nici nu era cazul să mă ia în brațe. Helvi, cel mai important om de lângă tine, îmi pare rău că trebuie să spun, era lângă ușa ta în permanență, omul Helvig, tău din dreapta Helvig, ta. Vorba ta, ai dormit cu el. Helvig a fost și este pentru mine un prieten, este un om cu care am
trăit. Nu, dacă era prietenul tău, care... erați împreună candidat. Adică era, se retrăgea din politică și el sau ce? Se retrăgea, dar lucrurile se întâmplau într-un partid. Mai tânăr. Dacă exista voință politică, nu. Să fii candidatul PNL la președinție. Știi, stai puțin. Stau. Asta ajungem ca în zilele noastre. Oricine are un contracandidat, la un moment dat se consideră trădat. Nu, domne. Da, se consideră trădat, pentru că exista un sistem securistic pe care l-ai simțit pe pielea ta. Bun, pentru că a existat acorduri între, știi bine, protocoale semnate între DNA, între SRI, între Înalta Curte de Casație, Justiție și a spune că și între presă nescrisă. Deci, și toate lucrurile în vremea asta au întâmplat așa. Uite că asta îmi place. Ești mai pasional tu decât mine în această discuție. Pentru că deci, am trăit vremurile, știi ce s-a întâmplat. Ca să concluzionăm. Crin a uitat cum trimiteau Chioveși și cu asta la presă execuția pe bandă rulantă a politicienilor. Poate... De la Relu Fenechiu, Adrian Stasă și mai departe. Partidul Național Liberal a fost un partid de-a dreptul decimat. Pentru că în acești ani de care povestim, acolo a crescut o generație de oameni care erau foarte tineri la începutul anilor 2000, care se copseseră, ca să spun așa, politic, unul dintre ei foarte buni. Îți dau câteva nume de oameni. Deci nu ți-i dau pe cei care au fost condamnați. Și ăia, unii dintre ei, în condiții discutabile, pentru că, uite, primarul Stavarache, primarul Bacăului, care are acum, după ce omul a făcut pușcărie, o rejudecare a unui proces. Sunt multe cazuri, da, multe. Mă rog. Îți dau numai cei care au fost achitați, scoși din politică, achitați. Motreanu, George Scutaru, Cristi David, fostul ministru de interne, Cristiana Domniței, președintele Consiliului Județean, toți oamenii ăștia, Ciprian Dobre, unii dintre ei au revenit. Dar pe momente au fost scoși. Dan Motreanu. Poate Dan Motreanu era mai important în Parlamentul României acum. Era mai multă nevoie. Nu europarlamentar. Spun că omul face treabă foarte bună și acolo. Dar poate era mai important, mai multă nevoie de el aici. Deci toți acești oameni au fost scoși din politică. Din cauza asta m-a surprins, ca să fiu sincer, momentul în care Ludovic Orban trece la bilanțul realizărilor. Lasă-mă, dragă, stăream piață cu cătușele. Păi bune, lasă-mă în pace. Revenim. Dar asta că mi-ai spus. Tu cum ai văzut? Dar ca să închidem subiectul, că mai fi niște lucruri de vorbit. Despre ce se întâmplă în lume în ziua de azi. Întrebă, e important și asta. Da. Pentru mine, nu m-a șantajat nimeni niciodată. Am înțeles asta, cred. Nu mi-a dat, nu m-a cumpărat nimeni niciodată. Am auzit și chestia asta. Da. Eram așa de important că au venit și mi-au zis, uite, domne, facem, îți dăm, îți așa. Nu, aș vrea ca lumea să știe, eu, apropo de cumpărat, de șantajat, în primul rând că pe unul pe care ai cu ce să-l șantajezi, îl lași în politică. Îl împingi în sus în politică. Ca să poți să-l controlezi. Nu-l înlături. De ce n-ai rămas președintele PNL după ce a ajuns Klaus Werner Iohannis președinte? Păi eu nu mai doream să mai e și componenta asta. Îți dai, am mai vorbit despre asta și nu vreau că am vorbit toată la Rareș Bogdan și te pomenești că te apuci și tu de politică. Eu? Glumesc. Dar, știi în ce condiții voi intra, dar nu în politică. N-ar fi rău. Când va fi candidatura în 2024. Bine, e promițător. Candidatura ta. Promițător, da. Candidatura ta. La Crin Antonescu. La Federația de Fotbal. Bă. Nu, la Prezidenția României. Okay. Lasă. De ce? Mă interesează și fotbal pe foarte românește. Mult. Așa. Chiar aș zice că mă pricep. La fotbal știu, dar n-avem timp de fotbal. Da, nu avem. Așa, deci revenind. Toate au un capăt. Eu, din prima zi, mă crezi sau nu, am dorit un exit. Am considerat această aventură de viață, de cunoaștere, această experiență, această... Cum să spun? Uite ce zic toți oamenii. Cum așa, oamenii. Iohannis era nimeni atunci? Cum adică partidul credea că are șanse mai bune decât când? Hai să fim serioși. Nu, este adevărat. Asta este un neadevăr. Ce nu e adevărat? Iohannis nu era deloc nimeni. Bă, da, era nimeni. Nimeni în drum. Nu. Iohannis era... Nu luați așa că cine era? Să fim corecți, că nu vreau... Cine era? Era Marius, cine era? Marius, eu nu vreau să vorbesc. Fusese premierul de la Grifo. Vreau să vorbesc despre președintele Iohannis. Am de spus lucruri care mi-au plăcut în aceste mandate, care nu, dar nu vreau să vorbesc eu acum, mai ales că s-au terminat. Okay, dar nu mi se pare corect să spui. Era premierul de la Grifco și atât. Ce premier de la Grifco? Că a fost să-l pună premier atunci, ai uitat, voi ați vrut să-l puneți. Păi, dumne, deci premier. Cum să spun? Propunerea, premier de la Grifco. Acești, nu era nimeni. Dumne, acești derbedei. Tu erai Crin Antonescu. Acești derbedei, care unii dintre ei sunt oameni de presă, alții dintre ei sunt analiști, securiști, ce mai sunt ei, au așezat câteva chestii. Nu, aia că dormeam eu, că aia n-avea nicio importanță. Da, tâmpenie, nu dormeam, da. Nu conta. Premierul de la Grifco. Păi, ce înseamnă premierul de la Grifco? Asta o spuneau.
Pentru că ei făcuseră un peiorativ din Grifco. Bineînțeles că da. Deci eu în 2009, să fie foarte clar, i-am spus lui Mircea Geoană, te susțin în turul 2, dând toată inima și cu toate puterile. Bun, și tu ce vrei? Eu nu vreau nimic. Hai să punem un prim-ministru, nu ți-l cer de la PNL, nu ți-l cer de la mine, hai să-l punem pe ăsta, pentru că am crezut că e un bun administrator, că e un om serios. Deci, scena politică, iartă-mă, da, nu era nimeni. Nu era în sensul că nu era într-un partid, nu era în sensul că nu avea dragul meu, și mai funcție. Târziu era prim-vicepreședinte. Dar nu întâmplător. Și-a dat demisia la... Nu-i corect. Deci nu întâmplător. Nu întâmplător noi am invocat acest nume, pentru că el spunea ceva oamenilor. Dragul meu. Și mai e ceva, Marius, până la urmă. Enervează-te. Păi mă enervez. Toți acești oameni care țipă că ai plecat, că nu știu ce, să-i nemulțumiți de Iohannis. Eu n-am zis asta. Dom'le, dar l-am pus eu președinte cu mâna pe Iohannis. Am bun înțeles că nu l-au votat de două ori. Dom'le, au venit. Nu, prima dată. A doua oară asta a fost. Meci amical. Meci amical. Deși una din marele măgării, unul din lucrurile care mă dezgustă pe scena politică și publică românească, este modul mizerabil în care această femeie, această doamnă, Viorica Dăncilă, care nu era probabil să fie prim-ministru sau așa, dar nu poți să te porți ca un nemernic de mare comentator de presă sau ce ești tu, sau chiar de politician, în felul ăsta cu o femeie... Așa a tratat-o și Iohannis, lasă. Care... Nu, nu, nu. Acolo bine, era vorbește luptă despre presă. E luptă okay. politică. Păi nu, dar și acolo există un fair play. Păi, da, acest bun, fair play mă rog, nici nu s-a întâlnit deci cu ea. Deci în 2014, domnule Ponta era foarte redutabil. Din toate punctele de vedere și el personal. Și totuși victoria lui Iohannis a fost copleșitoare și a fost dată de oameni cu voturi. Când te-ai simțit trădat de Victor Ponta? Prima dată? Știi, să, când? Da. Știi când? Când? Păi îți dau un exemplu. Hai să spun, deci noi, fac eu o mărturisire. Când ne întâlneam în perioada aia, iată-mă o secundă, discuții, nimic important, n-am pus niciodată țara la cale, oamenii trebuie să știe. Și tu știi foarte bine. Și vorbeai cu Ponta când te suna, adică erați ca doi îndrăgostiți aproape, serios. Nu, să nu exagerăm. La modul cu care vorbeați, prieteni în orice caz erați. Păi când te-a trădat prima dată? Știi că la un moment dat a căzut premierul Boc, Emil Boc, și a fost numit Mihai Răzvan Ungureanu. Alt om care a dispărut și de care văd că nu întreabă nimeni și nu se lamentează și nu îi reproșează. Pentru că nu conta. Ne-ai lăsat, ne-ai părăsit. Pentru că nu conta. Da. Bun, ok. Și a venit Mihai Răzvan Ungureanu. Noi, care atunci eram deja Uniune și am făcut o pregătire așa, am zis, domnule, nu ne prezentăm la investire. În semn de protest că e un om direct din servicii și îl pui, că omul venea de la SIE, Mihai Răzvan. Și vorbim așa și văd că acasă mă uit la televizor. Și zice Răzvan, dar văd pe Ponta la televizor care, noi nu ne-am dus, dar el s-a dus și a ținut acolo un discurs și a zis, ei, nu știu ce, să vedem. Ăla a fost primul moment, dar... Securiști între ei. Da, ok. Deci, încă o dată, nu m-a șantajat nimeni, am plecat de bună voie. Știu asta. Am venit liber în politică, am plecat liber în politică. Când știu asta foarte bine. M-am săturat de, cum să spun, toți acești ani. Îmi pare foarte rău că lucruri pe care eu le consider mai prețioase decât niște discursuri izbutite. Dragul meu. Nu au rămas sau vezi, o para carte nu fi rămas. Să fie cu discursurile tale parlamentare și nu numai. Probabil că voi scrie această carte singura mea obligație, pe care o mai simt eu. Deci nu-mi spune... Poți să mai spun și eu ceva? Nu, da, imediat. Imediat. Nu-mi spune că am vreo obligație față de am România. Am spus eu? România este țara noastră. Da, ai, ai o obligație. Iubim, ai obligație, avem obligații. Nu, nu, nu. Și România face armată 20 de ani. Tu ai purtat crucea asta în politică. Exact ca un om patriot care a făcut politică absolut curată și chiar dacă tu nu vrei să recunoști asta, aveai o obligație cu ghilimele față de România. Așa o cred eu, pe măsura statorii politice a lui Crina Antonescu. Nu. Nu te mai compara. Bine. Dă-mi voie până spui să spun ceva. E o mare văicăreală, interminabilă văicăreală în România și în legătură cu țărișoara asta, care a fost persecutată de turci, de toți, de tot, norocul apără Dumnezeu. Și nenorociri mari. Nu e adevărat. Sunt țări care au avut un destin mult mai tragic decât România. Să nu-ți dau decât Polonia. Doi. Acum, dom'le, n-avem politicieni, n-avem politicieni. Bă, dai căutăm. Se deplânge că n-avem politicieni harismatici. Da, am avut vreodată. Dar cine să-i caute? Am avut. Cine? Tu. Nu, dragul meu. Eu cred că singurul politician harismatic cu adevărat din istoria României a fost Corneliu Zelea Codreanu. Alt harismatic eu nu știu. Harismatic nu înseamnă ceva de bine. Corneliu Zelea Codreanu, Mișcarea Legionară, a fost o experiență, o știm, nefericită. De altfel există carismatici monstruoși, Hitler, Mussolini.
Fidel Castro. Ce cauți la Mussolini? Fidel Castro, Guevara. Tu încerci, încerci meu, să... Dar în România nu au fost. Brătienii nu au fost carismatici. Nu, dar erau altceva, se făcea altfel păi de deci, politică. Deci nu erau mijloacele deci de astăzi. Dar nu deficitul de carismă e problema noastră. Eu nu te făceam vinovat de ceva. Nouă ne lipsesc în politica românească. Crin Antonescu, oameni, distanța între anii în care făceai tu onești, politică și facă ăștia este de la cer la ne lipsesc. Da, e foarte corectă afirmația ta. Atât. Diferența între clasa politică din care făceai parte, chiar în anul 2000, ce se întâmplă acum, este de la cer la pământ. Este de la nei ca nimeni la cineva, că dacă vrei era mediocru, cum vrei tu să... Nu era vorba despre mediocritate. Este, cine-i de vină? Este un hău securiștii. Și voi, nu, că unii ați plecat, că alții au trădat, că unii n-au s-au mai întors. Marius, nu te fac pe tine vinovat. Marius, Estonia, eu și celelalte țări baltice, dar Estonia, că e un exemplu brilliant. Păi Estonia a fost în Uniunea Sovietică, și pentru Dumnezeu. Dacă? Elitele Estoniei, Lituaniei, Letoniei, așa, au fost distruse la fel ca la noi, dacă nu mai rău. Nu, acolo a fost KGB-ul, domne. Așa. Și în momentul în care oamenii ăia, după 40-50 de ani, câți au fost așa, au scăpat, bă, a doua zi au scos la iveală pe cei mai buni dintre ei și au zburdat și sunt înaintea noastră. Fac... Ce tot ne voi cărim atâta? Pare ne că eu te fac acum vinovat pentru tine de rele României din ultimii 20 nu, de ani. Nici vorbă de așa nu, ceva, de vorba de ultimii 15 ani. Cum ne selectăm liderii. Deci, bun, vom vorbi despre asta. Asta este și... Luăm o scurtă pauză de publicitate. Până am terminat... Când te văd, când te aud cu chestia asta cu Iohannis, cum a candidat el și nu știu ce, cum și-a dat el... Dar e un fapt. A fost pus de securist să-și dea demisia din cine? Funcția de prim vicepreședinte. Statul român e condus de securiști, Crin Antonescu. Ah, dar asta nu îl implică pe Iohannis. E păi posibil. Cum nu îl implică? E, nu e el președinte? E suntem noi doi? Noi suntem la o masă aici. Vai, nu știu, mama e posibil ca decizii importante să fi fost influențate de oameni din servicii. În dar, momentele dată, importante, inclusiv ale USL, a apărut erata dată de securiști. A, da. Dată de securiști. Da. Și așa mai departe. Da. A apărut intervenția lor dată și acolo, în momentul în care la referendum trebuia 50% din totalul listelor, care erau 30 de milioane, domnule, care erau și aia din puțin afară. A venit domnul Gordon. S-a dus cine l-a chemat? Domnul Ponta la Barroso. Și atunci? Au avut mai mult succes păi decât da, în Afganistan. Păi și atunci, Afganistan. Decât voi și da, vouă era teamă. Păi nu era teamă. Nu, ție nu ți era teamă. Nu. Lui Ponta i-a fost teamă, s-a dus repede la Băsescu, păi, s-a dus la Bruxelles să-i dea lista. Păi dacă erau împreună. Ah, scuze pentru inconvenient. Luăm domnul, o scurtă pauză. Domnul Gitenștin trăiește, este ambasadorul Statelor Unite la Bruxelles, la Uniunea Europeană. Da, abia aștept da, să-l revăd, că suntem prieteni vechi. Ah, perfect. Luăm o scurtă pauză. Glumesc. Și după aia o să vedem niște imagini. Cu noi doi când eram mici. Bă, mici n-am fost niciodată, nu, când eram acum, tineri. Nu că acum mai fi când prea eram, mari. Când eram tineri, când mici eram n-am tineri. Fost. Pauză și ne întoarcem. Am fost mari de mici. Cu voturile pe care le-am luat, ajungeam prin vicepreședinte. Exact. Deci, e da, fapt, nu se știe în momentul ăla. Relevant. Acum, ce nu e relevant, este diferența de voturi după părerea dintre vicepreședinți. Asta este un clasament, ca să spun așa, din pasiunea noastră pentru concursuri și din atenția pentru congres. Așa cum nu consider foarte relevant că domnul colegul Călin Popescu-Tăriceanu a luat mai mult decât mine cu 3 voturi, nu consider relevant că am luat mai mult cu 15 voturi sau că am luat decât Viorel Cataram. Cred că ceea ce a spus, pot răspunde deci cu ceea ce a spus colegul meu și mulțumesc pentru aprecierea pe care o dau activității mele. Suntem noi între noi liberali, ați putea spune domnul. Ei, mai rămâne să vedem domnul Tucă. Nu, noi între noi când e vorba dumneavoastră. Încă v-ați inclus, mă bucuram, dar rămâne să vă mai verificăm. Păi încă nu există un partid liberal la care, dacă domnul Cataram joacă tenis, dumneavoastră vă ocupați numai cu politica. Deci vreau să spun că Viorel Cataram a plătit, ca să spun așa, prețul unei prezențe. Astea sunt riscurile politicii de multe ori în foarte în prim plan, care stârnește întotdeauna admirație, stârnește și contestare. Cred că domnul Viorel Cataram avea susținători mult mai înfocați decât mine, dar nu trebuie să fii foarte înfocat ca să dai un vot. Înseamnă doar că, da, omul ăsta e bun să fie acolo în conducere. De asemenea, a avut mai mulți oameni care nu-l vedeau neapărat foarte în vârf,
decât mine. Da. Și prin această poziție, poate și pe un echilibru pe care, deși nu mi-e conform cu temperamentul, dar pe care am încercat și cred că am reușit să mi-l impun. Părerea mea că sunteți destul de bătăuși. Echilibrul ăsta lăsați-l pentru domnul Cătaramă când se întâlnește cu domnul Sorin Roșca Stănescu. Mă onorat, sigur că sunt bătăios. Nu mă băgam în politică dacă nu eram bătăios. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-ți lipsească un anumit discernământ și un anumit echilibru. Pentru că depinde... Pe scurt, pe foarte scurt, spuneți-mi. Bine, dar nu mă mai lăsați. Vă rog. Pe foarte scurt, spuneți-mi care ar fi cel mai mare câștig al partidului în urma acestui congres, cea mai mare realizare în urma acestui congres? În primul rând, faptul că ne-am convins unii pe alții, noi, colegi de partid, că suntem, eu sunt convins de asta, că suntem cel puțin la nivelul bazei de cadre, ca să spun așa, bazei teritoriale, partidul numărul unu din România din punct de vedere calitativ. Vreau să vă spun că ținuta acestui congres, modul în care s-au confruntat chiar oameni, partizani unor idei sau altora și multe personalități în PNL, nu numai cele din vârf. Lăsați-i pe alții, domnul Antonescu, să spună treaba. A arătat, m-ați întrebat pe mine și îmi cere să fiu sincer. Da. Au spus-o și alții și îmi permis să o spun și eu. Ăsta a fost cel mai mare câștig. Păi da, vreți să vă spun sincer, nu? Da. Cel mai mare câștig. Al doilea mare câștig a fost că partidul și-a evaluat singur și liderii și-a făcut singur alegerea între oferte, chiar dacă a ținut cont și de ceea ce se vede în afară și de cum suntem văzuți în afară. Partidul n-a făcut niciunul din cele două lucruri pe care presa le-au sugerat. O parte din presa a cerut înainte de congres eliminarea lui Viorel Cătaramă, o altă parte, mai mică, ce-i drept, acum văd că se mărește, a căutat să ne convingă că dacă cumva nu devine Viorel Cătaramă numărul unu partid, suntem morți. Iar deci s-a împăcat și capra și varza. Cea mai echilibrată, nu s-a împăcat și capra și varza, s-a găsit o soluție în care fiecare să lucreze unde e mai bine pentru Partidul Național Liberal și în orice caz această mașinerie care credem noi e din ce în ce mai puternică să lucreze cu toate motoarele. Asta cred. De la bun început a fost trădat, Marius, dar PNL a avut chef să se minte atunci. Pentru că am spus de la început că PSD păcălește PNL, nu mai contează. Dar asta e numai pentru tine. Am păstrat și confidențialitatea. Foarte multe mesaje excepționale, ce să mai... Așadar, ce frumos eram. N-am zici tu două cuvinte, ce frumos eram. Concluzia, ce? Niciodată. Niciodată n-am spus... Da. Că în România nu se poate face nimic. Că nu vreau să spun asta, că nu cred asta și nu e dreptul meu să spun asta. Am spus doar că eu, în ce mă privește, am ajuns la un capăt, ca energie, ca determinare, ca speranță și mi-ajunge. Nu suntem eterni. Am dat 25 de ani în care mi-am asumat să mă înjure orice dobitoc, pardon. Nu doar oameni care, cum să spun, chiar dacă n-au dreptate, accept să te înjure, pentru că sunt superiori. Să clevetească și să calomnieze și să spună tot felul de măgării, ca până în ziua de azi, cu șantajul, cu cumpăratul, cu datul. Asta înseamnă politică. Le-am acceptat pe toate astea, dar toate au un capăt, au un punct. Poate că încerc. Păi da, punct și de la capăt. Asta a fost în 2016. Deci vreau să spun următorul lucru. Atâta vreme cât nu m-am îmbogățit din politică, atâta vreme cât cu conștiința de plin senină spun, dom'le, n-am mințit, poate am spus prostii, poate am greșit, poate am nedreptățit chiar niște oameni prin cuvintele mele sau chiar prin acțiunile mele, dar niciodată nu am mințit oamenii ăștia care se uitau la noi, care ne votau sau nu ne votau. N-am nicio obligație și așa cum am intrat când am vrut, plecând vreau. Câți ani s-au împlinit de când ai plecat? Că Iohannis e sau nu un bun președinte? Asta este problema electoratului, al celor care l-au ales. Nu eu l-am numit președinte Klaus Iohannis. De acord. Sunt un om care am contribuit cumva la venirea lui prin planul vieții politice, dar nu l-am construit eu. E un om care avea statura lui politică și un om pe care românii l-au ales. Că au făcut bine, că au făcut rău. L-au ales de două ori. E treaba de două ori. Câți ani s-au făcut? 5 ani de când te-ai retras? Sau 2000? Deci, domnul Tucă, pe scurt, domnul Antonescu, n-am niciun merit, n-am nicio vină. Bun, am înțeles. Asta e sinteza. Bun. Câți ani s-au făcut de când te-ai retras? Când am plecat eu? De facto, 5 ani, 2014. Nu? Sunt 7 ani. A, 7 ani. De iure, 2016. Bun, și e... 7 ani? E pentru totdeauna? Dacă poți să și dezgropi pe cineva. Pentru totdeauna? După câte doresc, da. Numai că eu vorbesc despre o poziție politică. Nu mă interesează aceste lucruri. Nu am spus că sunt dezinteresat de orice demers public, care e altceva.
o sferă mai largă, nu? Decât politica. De exemplu, eu cred că în România trebuie, în plan politic, să existe, nu e treaba mea, dar trebuie să existe, un partid de dreapta, un partid conservator. Nu știu dacă PNL-ul poate să fie asta, că asta nu se face așa în preajma unui congres. Adică după ce te-ai dus și... bună ziua! My name is Orban. Orban the good one. După aia nu mai poți mai faci pe conservatorul. Ai văzut că el acum are un discurs de tip suveranist. Tocmai de asta zic. E un discurs, cum să spun, destul de corect. Nu neapărat suveranist, dar este târziu. Eu vorbesc... Nu se potrivește și... Da, eu vorbesc... Nu, n-am nimic, nici n-am pomenit nume. Vreau să spun că lucrurile astea nu pot fi făcute. Deci, o mișcare publică și un partid, ceea ce încă o dată nu mă privește, conservator, nu pot fi făcute conjunctural. Hai că mă bat cu câțu, hai să facem conservatorism. În Europa, în general, eu cred... N-am cum să-mi interzic această paranteză. Am fost înjurat și aici oarecum pe bună dreptate pentru schimbarea aparent bruscă și spectaculoasă a partidului de la Grupul Liberal ALDE la PPE. Că eu, în paranteză fie spus, pentru toți postacii ăștia care mă înjură că am făcut USL-ul, deci am lăsat PNL-ul bine. L-am lăsat în PPE, l-am lăsat cu candidat la președinție care a și câștigat, l-am lăsat chiar fuzionat cu PDL-ul în niște condiții favorabile PNL-ului. Fie primit. Putem spune că noul partid are legătură cu vechiul partid, cel din PNL și PDL, mai e partidul istoric? Că tu ai făcut asta. Din partidul istoric, cât o fi fost el istoric, când mai era, da. S-a păstrat cât au putut oamenii să păstreze. Nu ok, știu. Bine. Bun. Mai departe. Mai departe. Am fost condamnat că ALDE, care lupta și făcea și dregea. Ce s-a întâmplat cu ALDE între timp nu s-a mai discutat. Cum a devenit ALDE și ce a făcut inclusiv lui Tăricianu, ca să zic așa. Și cum a devenit ALDE după aceea luat de Macron și de mișcarea în marș și cum a devenit vârful progresismului, despre asta nu s-a mai discutat. Problema mea e că și PPE-ul nu e suficient de dreapta și suficient de conservator și cred că asta ar trebui să fie între altele și problema PNL-ului, dar PNL-ul încă nu s-a lămurit el. Ce-i cu el? Păi câțu deci, ce? Deci dacă în România niște oameni serioși, nu demagogi, nu profitori. Securiști, nu profitori, nu... Știi ceva? Poți să fie și securiști, dar serioși să fie, să nu fie profitori. Cine știe? De ce? N-ai avut niciodată de-a face cu securiști, eu știu asta. Nu, n-am avut. Și te-au și executat, băieți. Nu, n-am avut. Cu ce m-au executat? Dom'le, cu ce m-au executat? Bune, dar nu, domne, nu mai iau de la capăt, crin. Cu ce? Cu ce? Pentru că tu erai candidatul PNL. Dar voiai să mă iubească? Că n-aveau cum să te iubească, pentru că nu ai avut de-a face cu ei. Păi și atunci... Nu, dar chiar păi simt nevoia să le iau apărarea. Păi și atunci te rog să iei apărarea. Adică tu bagi un virus... Păi nu e o vorba despre o maroată mea aici. Știi bine că asta s-a întâmplat cu Victor Ponta, da? Da, știu. Da, era și atunci erau de partea lui, nu de partea ta. Păi, erau de ce să iei apărarea? Păi erau nebuni să fie de partea mea. Hai să înțelegem, pentru că eu te cred un om foarte viu pentru politica românească, încă și foarte valoros. Și nu o să mă auzi pe mine că mai spun asta despre nimeni. Dacă să par și grandoman la sfârșit, dar politica românească e suficient de vie pentru mine? Ia să o luăm invers. Deci, dar nu mă tentează, dragul. Nu mă tentează. Păi nu, dar... Propune-mi altceva. Dacă vin niște băieți serioși, să spunem, așa, da? Niște oameni serioși, da? Care vor să facă un astfel de partid de dreapta, care să aducă identitate, care să fie suveraniști în sensul cel mai bun al cuvântului. În sensul de valori. În sensul de valorile tradiționale, da, mergem până acolo și așa mai departe. În sensul în care Victor Orban, o spun fără niciun fel de perdea, mi se pare cel mai semnificativ politician al Europei în momentul ăsta. Pentru că omul, dacă nu-ți dai acord cu toate, le spune ceva. În 2013, în paranteză, fie spus, Băsescu nu s-a dus și eram președintele Senatului, am ținut locul la niște ceremonii care au avut loc la Zagreb cu intrarea 2013, în vară, intrarea Croației. Și acolo, din conjunctura respectivă, am avut ocazia să stau de vorbă cu Victor Orban vreo 2 ore. Omul ăla a spus atunci niște lucruri pentru care eu l-am socotit așa, un pic apucat. Și s-au întâmplat toate până în ziua de azi și se întâmplă. Deci nu fac apologia lui Orban și e clar că are exagerări de neacceptat. Dar una peste alta, omul vorbește despre lucruri esențiale despre care nu mai vorbește nimeni în Europa și din păcate, din ce în ce mai puțin și în PPE. Da.
Deci, dacă vin oamenii ăștia serioși... Ai participat la o astfel de mișcare. Da, dar nu cu interese, cu poziții și cu forme politice. N-ai avut asta niciodată. Iar o luăm de la capăt. De ce trebuie să te justifici? Pentru că nu mă mai interesează, ca să fie clar. Nu, dar te interesează. De ce trebuie să mă justific? Pentru că în România, oamenii cei mai mulți, din vina așa numiților intelectuali implicați, intelectual veritabil. Ne-am săturat de ăștia. Ne-am săturat, dar au făcut opinie. Și a rămas pe a lor. Au fost debata lui Băsescu cu 10 ani. Acești derbedei, din punct de vedere moral, care au ținut-o ani de zile cu Felix, cu turnătorul Felix, nu suflă nimic. Nu suflă nimic despre turnătorul Petrov. Iată-mă. Să aude ceva în difuzorul din studio, dacă puteți să-l opriți. N-aș vrea să deranjez pe cineva. Iartă-mă. Oamenii ăștia. De asemenea, alți oameni din presă de data asta au cultivat tot felul de lucruri în așa fel încât, eu repet acum, că dacă aș vorbi numai cu tine și tu știi, eu nu trebuie să repet aceste lucruri. Ți-am spus odată că nu am interes. Știu. Da, dintre cei care se uită câți ori fi la tine foarte mult și la mine câțiva, domnule, oamenii ăștia acum se gândesc, mulți dintre ei, ce vrea ăsta, a venit aici. Nu vrea nimic. Trebuie să spunem că noi vorbim de aproape 2 ani de zile să ne întâlnim într-o zi, exact, să facem asta. De aceea simt nevoia să repet. N-are nicio legătură cu PNL. Alegerile sunt în 2024 și așa mai departe. Un demers public, fără funcții, fără poziții, fără interese, de natură mai degrabă culturală, dacă vrei, care să ne facă să încercăm să căutăm, să ajutăm la formarea unor lideri, unor oameni care să exprime aceste valori și să discutăm despre ele, oricând participi cu plăcere. Și dacă pot să ajut cu ceva, ajut. Da. Dacă să mă întorc în politică acum, să mă împing la ce? Chiar nu mă... Am înțeles asta. Nu mă tentează, da, și uite, nu mă simt obligat. Eu spun, da, și cred că știu bine scena politică de 32 ani. Încoace am fost șef de ziar și așa mai departe, realizator de talk show și interviuri. Știm cine sunteți, vorba securiștilor. Mulțumesc mult, domnule Crin Antunescu. E nevoie de un om așa cum ești tu. Nu am spus că trebuie să fii tu. Dar nu văd pe altcineva care să reseteze cumva scena politică. Să ne dezbărăm, să ne scuturăm, să ne despovărăm de toată această zgură acumulată în ultimii 15 ani. Da? Înțelegi? Și venirea ta în politică pentru mine ar fi la un nivel înalt. Adică să fii candidatul la președinție. Pentru că nu poate să fie Câțu, dragul meu... Lasă-mă să termin și eu ceva. Nu poate să fie Câțu candidat la președinția României, da, Crina Antonescu. Da, de ce? Vrei să dau un răspuns clasic? De-aia. Ok, nu e un răspuns bun. Marius, eu cred așa. Liderii adevărați, care sunt rari, că așa... E să fie. Pot duce națiunile într-o direcție, bună sau rea. Da? Da. Dar liderii nu pot construi națiuni. Națiunile construiesc lideri. Deci când în România va fi nevoie de un om care astăzi nu e și care nu trebuie să fie nici carismatic, nu strică, dar nu trebuie să fie nici carismatic, nu trebuie să fie nici Einstein, trebuie să fie onest, coerent și cu minimă, așa cum spuneam eu și cred că asta am încercat să fie deviza, cu minimă pasiune și compasiune pentru ceilalți oameni. Pentru că politica asta e... Crin Antonescu, ai toate astea. O scurtă pauză și ne întoarcem. Atunci când va fi nevoie în România de așa ceva, el va apărea. Lasă-mă cu națiunile. Îți dau exemple ca oameni care au schimbat națiuni el va întregi. Da, le au schimbat mersul istoriei, pe și așa mai departe. Da, pentru că societatea aia a generat. Parcă erai profesor de istorie, nu mai ești dintr-o dată. Sunt din ce în ce mai. Începem de la ce era România până să vină Carol I. Pentru mine, poate cel mai important om politic al secolului 20, că vorbeam de secolul 20, cu toți monștrii lui, cu Hitler, cu Stalin, cu Churchill, monștrii, e Atatürk. Păi vezi, și atunci... E Atatürk, ceva mai spectaculos. Păi, și atunci nu mai vorbi că națiunile trebuie să aducă liderii. Uite că mari lideri au făcut ei națiunile, sau le-au construit, sau le-au arătat drumul, le-au arătat calea. Pauză. Nu e cazul nostru. Pauză. Încă o dată îți mulțumesc că ai venit și toate mesajele sunt, trebuie să nu se termine emisiunea, că
v-aș urmări ore întregi și așa mai departe. Bun, dacă tot ne-am raportat la națiunea care trebuie construită de lideri, am o singură întrebare. Îți place lumea de astăzi? Ce se întâmplă în lumea cu progresismul? Nu. Ca statui, nu. Shakespeare scos din manuale, ce se întâmplă în Afganistan? Nu numai că nu-mi place, e mai mult decât atât. Sunt neliniștit. Sunt speriat chiar. Aș putea să spun. Și vezi asta de la Bruxelles? La Bruxelles? Păi nu, la Bruxelles. Aici în România, ca să o închidem. Deci aici când ai securitatea că Iliescu bun, a zis și poporul că Iliescu bun. PSD-ul era în mare glorie când zicea securitatea să fie. Când n-a mai zis securitatea, PSD-ul e dușmanul poporului și era Băsescu minunat. To be continued. N-am treabă. Ca să o închidem. La Bruxelles. E mai grav la Bruxelles. Pentru că acolo sunt popular spus, unii oameni au nebunit de bine. Sunt mințile răsucite la foarte mulți oameni și în special la tineri. Și se dă o bătălie mai cumplită decât al doilea război mondial. După părerea mea, sigur, fără sânge, fără arme, fără morți, arme, fără cadavre, dar e o bătălie pentru ființa Europei, așa cum e ea de când s-a format, pentru valorile între ei. Între cine și cine, Crin? Asta este cel mai înspăimântător lucru. Că nu-ți vezi dușmanul. Eu nu înțeleg cine poate face ca niște lucruri, până la urmă, pentru orice, nu e vorba de opțiune aici, pentru orice minte rațională, să fie aberante. Ca totuși aceste lucruri să persiste, să se extindă, să câștige teren. Noi, cei din Est, între altele Orban, Victor, are dreptate atunci când spune că astăzi Estul e mai bine plasat, țările din Est, țările europene, sunt mai bine plasate în contextul ca să apere niște valori ale libertății și ale culturii europene. De asta spuneai că e nevoie de un astfel de partid și în România. Decât cei din Vest, da. Ca să fie voci mai multe și mai puternice, țări mai multe. Dar în România oamenii s-au îndeletnicit cu a se legitima la Bruxelles, că stai că ei sunt Orban cel bun, nu Orban cel rău. Nu așa se fac aceste lucruri. Sigur că noi avem de disputat și de discutat niște lucruri cu domnul Orban. Dar ce vorbim acum, el chiar e un om, și polonezii la fel, care încearcă să apere niște lucruri. Cine e dușman? Nu știm. Eu nu pot să spun că e dușmanul cum a fost Hitler în cazul încercării de a sugruma libertatea în Europa sau... E un dușman pervers, nu are o identitate clară, care nu se arată. E mințile multor oameni influenți, e în universități, în marile universități britanice, americane. Mai ales în Anglia? Da. Și într-un fel și în Franța? În Franța era de mult complicată treaba. În Belgia? În Belgia, mai puțin, în Belgia e mai puțin. Belgia este o țară... În America, în orice caz, că de acolo... Belgia este o țară mai mică, Belgia este o țară... de compromis în sens bun între flamanzi și valoni, între francofoni și neerlandofoni. E o țară de negustori prin tradiție, deci oameni cumpătați, okay, care nu fac mari revoluții. Vorbim altă dată despre Belgia. America, dar, îți place ce care... se întâmplă în America? Păi nu. În America se întâmplă ceva de-a dreptul cumplit. Și fără a discuta aici despre domnul Joe Biden, că nu e vina lui Joe Biden sau numai a lui Joe Biden. Biden închide capitolul. Acolo avem de-a face cu o înfrângere fără niciun fel de dubiu. Este mai mult decât evident subliniată, dar nu doar a Americii. Atenție, America a pierdut războiul din Vietnam. Sovieticii l-au pierdut pe ăla din Afganistan. Aici e vorba însă de NATO și de asocierea lumii civilizate care pierde acest război. Într-un minut. Într-un mod absolut lamentabil. Într-un minut. Va deveni câțul președintele PNL? Nu, chiar nu știu. Chiar nu știu. Nu sau nu știi? Nu știu. Cum sau... ți s-ar părea? Știi sau nu știi? Nu știu. Ce crezi atunci? Nu știu. Eu cred, dacă îi să fac pronosticuri, deși nu mai cunosc nici jucătorii, sunt mulți, nici nu gândesc, nici care sunt elementele, sunt sincer, sunt la distanță, cred că va fi destul de echilibrat. Pentru că... Tind să crezi că e greu de crezut să câștige Câțu, că nu are nicio legătură, e ca un corp străin în acest partid? Nu e greu de crezut. Nu e greu de crezut? Nu e greu de crezut, dar este totuși primul ministru. Dar nu este atât de ușor de crezut? Domnule, adică e atât de ușor să devină președintele PNL? Totuși este primul ministru al acestui partid, am văzut că are susținerea unor oameni foarte grei în partid, deci de ce n-ar câștiga? Eu te văd cu partidul ăla, fără partidul la candidat la președinția României în 2024 pentru a reseta toată clasa politică. Dacă vrei,
vin șeful tău de campanie voluntar. Îți mulțumesc, asta purtător chiar... de cuvânt și șeful tău de campanie voluntar. Asta chiar e o tentație și am să închei într-un mod care să te liniștească. Merci. Sper definitiv. Te rog, nu spune vreo tâmpenie. S-a terminat timpul alocat. Aproape că sunt tentat să fac aceasta, să vedem ce faci tu ca șef de campanie, dar răspund clar că și dacă am câștigat, după aceea o predau președinția din simplu motiv nu că eu cu predatul, că eu astăzi nu sunt pregătit să o preau. Sunt. Nu poți să predai nimic. Sunt descurajat și nu știu mâine. Ce odată ar ce ai câștigat, rămâi acolo. României. Eu ce fac eu în postura de purtător de cuvânt, șef al campaniei, spun adevărul. Pentru că nimeni n-a spus adevărul. Iar președintele trebuie să spună adevărul. Nu trebuie să fie sub servicii, sub partide, sub nimic. Există oameni și boala noastră cea mai mare a românilor și noi doi este că ne uităm în urmă, ceea ce mie îmi place că e istoric, dar soluția este totdeauna în față. Exact, acolo le și vom găsi. Ți-am zis, șef de campanie, purtător de cuvânt, ce vrei mai mult? Spune-m adevărul. Tot ce-ți dorești, nu trebuie să mai spună partidele, serviciile, Maior, Coldea, Băsescu, Ionescu, Ponta, ce să faci. Nu mi-au spus niciodată. Vorbim noi. Nu eu spun ce spui tu. Nu știu ce să niciodată. Spun. Mulțumesc mult, Crin Antonescu. Eu mulțumesc. A fost un regal. Mulțumim mult de tot la Muțean, la Lev News. Urmează, știu, uitați-vă la Lev News. A trecut un an, a trecut incredibil de repede. Cinema aproape. Ne vedem mâine seară.